Prietena Libertății. În acest episod al În Dodi vom discuta despre capitolul 3 din cartea lui Gourney, 10 elemente cheie ale gândirii economice despre rolul statului. Sau guvernului. Mă rog. Government înseamnă stat. Așa se traduce. cel mai mult. Da. Da. Zice cel care a tradus cartea. Nu, înainte înainte însă de a intra în diseca aceste elemente. O să vă rog jos folosiți butonul de like, butonul de subscribe, butonul de share dacă simțiți nevoia. Jos în descriere găsiți locuri de pe net unde puteți, unde puteți să găsiți cartea, atât în format fizic cât și electronic. găsiți alte linkuri de ale noastre pe unde ne mai găsiți pe net uh, și linkuri de crypto și de Patreon dacă simțiți o Nevoie, așa, să Pe susțineți, nevoie, susțineți eu, și financiar proiectul nostru. Poți folosi guvernare și în sens anarcocapitalist, în sens administrarea resurselor. <sus> în spațiu englez, mai degrabă, știi? Guvernare. Da. Primul element cheie al gândirii economice <hăt> despre ce ar trebui să facă statul în economie, este, reprezintă asigurarea proprietății private și a contractelor, deci înforțarea contractelor și crearea cadrului general de desfășurare a actorilor privați în economie. Da, zice înainte de astea, hai să dăm și citatul. Dacă ei încep aproape fiecare din părțile lor și le prefacează cu un citat, mm -hmm. De da. nu oameni mai deștepți, să-ți dăm și noi citatul din Jefferson, care zice, în traducere aproximativă, un guvern înțelept și econom care va opri pe oameni din a se deranja unii pe alții, el spune rănii, și care sau cauza injurii, nu știu, de ceva de genul ăsta și care îi va lăsa în afară de asta liber să-și reglement, să reglementeze propriile lor uh, scopuri în uh, ceea ce privește scopuri industriale sau uh, de îmbunătățirea vieții și nu îi va nu le va lua de la gură pâinea pe care munca lor a a, a produs-o, da, a câștigat-o. Pâinea pe care și-au câștigat-o cu propria muncă. Asta e, așa se reprezintă un, no, un guvern bun. Asta ar fi suma acțiunilor, acțiunilor făcute de un guvern bun. Adică ceva de genul ține să nu-și dea în cap, lasă-i în pace în rest no. și atât. Și, și atât. că Partea e la cu nu le lua pâinea de la gură, e lasă-i în pace în rest. Ar da. putea să da. Îți dați seama cât de... Uh, cum să zic, cât de încetățenită era ideea asta cu taxarea sau luat cu japca sau furtul, cum vrei să-i spuneți. Da, târhării. De Robo. până și Jefferson a trebuit să zică de două ori. <laughs> lasă-i în pace și nici nu-i taxa. În ambele variante este vorba despre conceptul de prote privată, da? Și atunci când doi actori din piața economică, din societate își zicem, își atacă unul sau agresează proprietatea unui altuia, atunci statul ar trebui să intervină și ar fi funcția protectivă a lui. Și a doua este nici el, statul, să nu, să nu agreseze protea privată a actorilor din societate, a oamenilor. Pentru că în ambele variante e vorba despre conceptul de proprietate privată și de neinițierea agresiunii împotriva ei. Știe. Mai și, da, și mai adânc în discuție spune așa. de primele două fraze sunt interesante, felul în care le spune. Am crezut că o să îi uh, înjurăm sau ce țin eu personal că o să înjur tot episodul. Dar citind, să ia prea citi, multă. Apărarea. Citind cu ochiul cu un ochi mult mai atent, uh, cartea e scrisă foarte interesant. Deci, ei încep așa, zic, guvernele joacă un rol economic vital important în economie. Limbajul este descriptiv, nu normativ. După care spun, guvernele pot, sau statul poate să promoveze cooperarea socială și să crească bunăstarea cetățenilor prin aceste două mari funcții. Funcția protectivă, care le dă protecție pentru viață, libertate și proprietate, și funcția productivă care le dă. Au anumit. niște bunuri nu, niște greu bunuri, de produs. O, cal, o, o, o categorie selectă de bunuri care au caracteristici neobișnuite ah. și le fac greu de a fi produse prin uh, intervenția pieței. Din punctul ăsta de vedere, iarăși nu poți să spui că au spus ceva. Ne, ne libertarian. Pot. Pot. Pot să aibă aceste efecte. Dacă ceva chiar e greu de făcut, ok, maybe. Dacă chiar el nu mă lasă să-l fac. Și lasă, ca știu, că nu trebuie să taxeși, așa, și așa, Și proprietatea privată. Corect. spuneam că dar, trebuie să... Asta e contradicție. Altă chestie ar fi că funcția asta protectivă e o specie a funcției productive. Deci, la funcțiile productive ce aveam? Moneda. Drumuri, nu știu că... de, Ești în mână, Drumuri, apărarea, drumuri, apărarea, apărarea națională, drumuri, drumurile, drumurile Drum. și nu mai știu, mai zicea el ceva. Iar și aia în pandemie, ne deci o poziție e, de protejare, nu? Da. 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 Bine, da. Aia o poți asimila apărării. Aia o asimila. Exact dacă ești că -am dacă nu eu, ești, o poți, poți asimila, politicilor sanitare, știți. Deci ideea e că statul e, face bine că apără... O proprietatea privată asta, fine. Da. Contractele astea. Da, vezi, doamne, are o funcție de arbitru și... Nu, într-un fel. Tot timpul mă gândesc, mă, ai niște... Ce zici în societate? Avem niște jucători și un arbitru. Ideea de câte putere are un arbitru? Păi, sau câte puteri vrei tu ca jucător, pentru că cine sunt proprietarii? Ha, jucătorii sunt proprietarii jocului. Arbitru doar arbitrează el, nu e stăpân pe joc acolo. Oamenii cred că poți să ar putea să înțeleagă mult mai, mai onorabil ideea asta de, de arbitru. Și după aia te gândești, bine, dar arbitru ăsta trebuie să fie impus, trebuie să am același arbitru patru da, ani, cam. on. asta man. e critica, libertariană, adică da, asta e critica libertariană, acest arbitru pre... Doar arbitreza. astea. Doar astea le spun. Deci da, dacă ar fi să, să tragem linie și să extragem statul minarhist conform cu aceste definiții, ar fi asta, da, ceva care îți pune legi asigură de respectarea lor prin poliție. National Defense. termenul minarhi se folosește cam pentru national pentru apărare. A, doar, doar? aș spune că sunt liberal clasic da. Da. Liberalul clasic mai spune un drum, mai... Și drumuri. Nu foarte multe, dar... și drumuri. ce, deci tu zici că că tu știi mai bine definițiile. Nu zic, nu mie, zic că e minarchist, Doar apărare. Doar apărare doar apăra atât. atât. A, și, și după aia trece în... în e apărare. Apărarea e A, protecție. E apărarea la da. toate nivelele. Păi da. da. Ok, deci ăștia ar avea în plus drumuri. drumurile. 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 Și moneda unde intră? Nu, că, -că specific. Uh, nu o pune aici. Că bine, vorbește de... Eu, o... Deși cred că ar fi de acord. Vorbește de da. framework-ul ăsta de vedere că una dintre uh, funcțiile pro... Active ale guvernului sau sunt ăsta uh, de a, da. a ieși moneda, Băga, uh, cum îi spuneze condițiile, să creeze niște condiții, condițiile existenței optime. unei piețe da. printre care ar fi și stabilitatea monedei. Așa, da, O monedă da. stabilă. Dar uh, nu mie, nu mi se pare că mi se pare că aici e un non-sequitur, adică dacă o monedă stabilă poate să existe și fără guvern. Mi-au zis că, ui, cum, nu vezi cât fluctuează Bitcoin-ul, că da, dar nu vorbim de Bitcoin, că înainte de guverne aveam monezi stabile. Înainte de Bitcoin. Nu, dar e bine să nu-i cedezi asta pentru că, uite, socialist mai socialist decât adevărat. Statul creează acele condiții mm. de nu știu ce. Fără stat nu faci tu. Da, ești, ești în junglă. Zice. Da, da creează condițiile de posibilitate. Da, super respectarea contractului. Da, și toate acestea intră la bunuri publice. Și de e bine că noi, de fapt, scuze, Gabi, da. de e bine că noi frontal plusăm. Păi dar nu am nevoie de... Deci ca să terminăm odată discuția asta, pentru că tot timpul ți se spune asta, a, păi statul garantează. Păi am nevoie. Pentru mine contează să să ne dăm seama mai mulți dintre noi că la nivel mare lucrurile pot să pară diferit, că sunt mai complexe. Nu uite piața, de deci nu poți să știi prețuri, dar mecanismele sunt aceleași. Am mai zis o noi și să o repetăm. Ideea în care mă interesează pe mine este că nu e ceva de frică. Nu poți nu trebuie să ți fie frică să permiți, așa cum permiți la nivel mic să se întâmple lucruri natural, să zicem, ca așa ar fi zis Ron Paul în ultimul interviu, la fel de bine poți să le permiți și la nivel mare. Atâta vreme cât... De ce zic să nu-ți fie frică? Ce poate să zică lumea? Păi la nivel mare te copleșește ceva. Asta e o formă de frică. Foarte multe... Frică. Fiecare avem tot felul de frici. Și eu am și mă tratez. Da? Ideea ar fi că. Cum, păi cum să te aperi? Știi, de multe ori să statul face chestia asta, face chestii dinainte ca să nu se întâmple. Prevenția e mai bună decât. Da, dar s-ar putea ca prevenția să îți strâmbe uh, organismul. Dacă ar fi să privim societatea ca pe un organism, cu toate că nu e un organism, n are o, o, o uh, creier central care ia hotărâri. Și toți împreună iau hotărâri. da Mă rog. Ideea este că uh, n-are rost să-ți să fie frică de, de libertate pentru că uh, s-ar putea să nu, să, mai, să nu mai existe dezvoltare. Asta mă interesează pe mine. E bine, argumentul lor e că are sens să-ți fie frică pentru că nu te mm. produce apărare, știi? Mm. E o chestie importantă asta. Bine, o să mai revenim asupra apărării că discută când ajunge de de market failure. La următorul sau un pic mai încolo. Dar ce vreau să mai zic e asta apropo a, de. Dar până la urmă noi vorbim de acest întreg capitol. Puteți să le amestecați a, cum le vreți, vreți, vreți Structură, structură. Ordine, disciplină. Ce asta despre atunci? A, partea aia de... Funcțiile guvernului, alea la două. A, și, și după, după aia, aia, păi de fapt, doiul detaliază. După -aia, aia, da, doiul deci. o să detalieze. Ce vreau să mai zic la ce a zis Alex mai devreme este că Nu numai că societatea nu e un organism, dar asta tinde să fie o eroare care este foarte des uh, comisă și anume aceea de a personaliza lucruri care nu au legătură sau de a antropomorfiza și că să, să le dai caracteristici umane, Ia. lucruri care nu sunt așa. Și atunci când România. spune România vrea să, Uf. e în interesul României să... Uh, Societatea zice, societatea vrea, își exp poporul își exprimă voința. Ucraina Ucraina de... vrea, nu. știu. Da. Da. Și chestiile astea sunt o, o, o eroare puternică de reprezentare, pentru că atunci când spui poporul, și exprimă voința, întrebarea se pune bun, și cum ai agregat tu voința poporului? Uit, noi suntem patru oameni la masa asta. Hai și de Dacă ar fi să ne exprimăm voința, de cum de o agregăm? Uite, facem o emisiune. E alegeri. Da, agregi. E, apropo de ce a zis Costel mai devreme, o să discutăm pe baza acestui capitol despre fidelitatea acestei metodologii de agregare. Un picuț mai încolo. Până atunci, ei zic la funcția productivă, oarecum intră în ideea bunurilor publice despre care o să tot tocăm în interiorul capitolului. Problema este cu aceste produse și servicii pe care, mă publice, pe care le furnizează statul, că nu poți să știi costurile, nu poți să le măsori, și nici beneficiile, nu poți să le cuantifici. E uh, În mod și asta, știi? <laughs> Păi da. Mai încolo zic asta, de uite că nu aplică și la... Da, dacă la început spunea că numai statul poate să le furnizeze. pe aceea, exprimând doiala, Dar putea totuși să nu putem măsura, zicem, cât de bine furnizează. Nu, știi cum poți rezolva dilema, să spui că. Domnul, nu mă refer strig la alea monedale. monetare și nu știu. Dacă ea ne, ne norocesc, ne creează niște costuri. Înțelegi? Asta ar fi sensul. Ne creează niște costuri. Și uneori, uite, dacă ne fură, ne-a creat un cost. Ne -au, putea... ne au omorât. Deci cost în sensul ăsta mai... Mai larg. Bun. Și ajunge Dar n-am la... avut o problemă. Că deci și nu vorbim de costuri psihice. Problema e alta. al doilea element uh, pe care vorbesc uh, uh. e aici este monopolul. Și așa, atunci când monopolul e prezent și barierele la, de intrare pe piață sunt ridicate, Piețele nu vor avea, nu vor reuși să aibă eficiența lor ideală, să ajungă la eficiența lor ideală. Aici, critica libertariană, intru eu repede până nu ziceți voi nimic. Deci, noi zicem așa. E bine să, să citiți cartea asta pentru că se explică foarte uh, clar niște mecanisme economice. Totuși, abordarea asta, să nu uităm, că a unor economiști. Pe păi, economiști ce interesează de obicei? Dacă sunt mai, mai înalți, așa un pic. Dar nu până la capăt, da? Dar un pic mai înalt. O să zică, pe eficiența pieței. O iau așa ca scop. Pe când oamenii fiecare are scop. Azi ce vine critica libertăriană. Fiecare om are scopul lui privat. Tu dacă zici, păi stai puțin, eu sunt economist, ce sunt pus să fac? Păi eu sunt pus să fac eficiența pe economiei, pieței. Și atunci o să te apuci să tragi de niște sfori, să învârzi de niște butoane și o să afectezi niște oameni. Și asta ar fi critica mea libertariană, că mă, lasă totuși oamenii. Și deci cuvinte de astea cheie, mă, no, mă stârnesc. Preferințe poți să zici, nu, eu zic că poți să-i bași cu arnărul, dar poți spune că au alte preferințe. Da, dar a, a să cuvinte ne lovim la vaccinare. Zic, e ineficientă că ia, nu ia. se vaccinează. Ia ia, situația, ia. E o situație ineficientă. Ia, ia. Ok, ineficientă în sensul ăla, că ia să boldăvezi, mor, ai costuri, să uh -huh. zicem, știi? Dar așa în capul ăluia el vrea sănătate fără vaccin. Nu, de <laughs> sănătate fără vaccin. Corect. Eu ce încerc să spun este asta. Eficiența în sine nu e o problemă. E o problemă în faptul că atunci când te apuci să schimbi criteriul cu care măsori eficiența. Dacă îl păstrezi pe același mereu, același criteriu, e ok. Adică și felul în care ei au definit eficiența a fost schimbul voluntare pe piață. Da? Problema care apare a, este că pe parcursul acestui capitol ei se apucă să definească eficiența altfel și nu nu ei în sine, uh -huh. pentru că ei nu fac altceva decât să prezinte concepțiile mainstream, atunci yes. și dacă... Valina zice că sunt Schimul că altfel n nu avea market failure și prin definiție ar fi eficient. Păi noi am mai avut discuția Eficiență asta odată e și am... E o chestie cu costuri, că ai costuri costa, costa, și... costa, noi am mai avut discuția asta odată și am... când eram la Friedman uh -huh. și vorbea și el despre market failure și am ajuns la concluzia că este nou să so stingă the market failure. Este doar cineva care crede că piața ar trebui să livreze o anume X. stare de lucruri uh -huh și vede că nu le, se întâmplă și, și vede zice a -a se -a și zice piața a ratat yes. Sunt oamenii din piață liber să acționeze conform voinței lor? Da. Se întâmplă agresiuni? Nu. Pare rău. Aia este ceea ce vor ei. Aia e nu market van. failure. Nu, deci, the market has not failed. Dar da. Apropo de punctul ăsta, revenim. Pentru ei da. Pentru ei da. Pentru ei da, pentru, ei, da să pentru zic că lucrează că... cu alte decizii. Știi? Adică, cu alte da, definiții, cu, cu alte definiții. Schimbă definiția. Da? Că zice că schimbă, zice că. Nu știu, la când, general, când, discută, costurile... când discută de piața liberă, zic așa: piața liberă este felul în care determinăm cel mai bine agregarea dorințelor tuturor oamenilor. Da? Și după aia zic: piața greșește, piața dă greș. Păi de ce? Hai să vedem, am fost liberă în contextul ăsta? Da, a fost liberă. Nu poate să dea greși. Din în definiția e felul în care am agregat, așa s-au agregat, știi? Ai, tu vrei ba altceva. Chiar și în sensul ăla, ai putea accepta că greșim, De exemplu, inclusiv aia cu ce era am pus bani oamenii, puțin. oamenii pot să Noi greșească. Ne răzgâzi, uite, am pus. Să, pe asta zic, oamenii pot să greșească atunci când evaluează lucrurile. Dar greșeala nu e a pieței, e a omului. E cum oameni. Păi nu, <laughs> Nu, pentru că o piață o piață perfectă și nu trebuie să greșim. Nu există faliment într o piață perfectă. Ăla estimează perfect configurația. Nu, ăla este un antreprenor perfect. Hai să zic un exemplu, dacă. este un antreprenor perfect și dacă ai numai antreprenori perfecți, nu mai ai nevoie de piață. Ba nu, e piața perfectă, conjuncția antreprenorilor perfectă. Nu, nu. Piața în sine e e doar mecanismul care e non, deci singurul lucru care da, perfecțiunea pieței este gradul de libertate. Piața, piața, nu este o, o țintă, piața este un instrument. Exact. Care doar o să arate ceva. De, 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 nu o une... entitate. Noi concedem că piața e imperfectă, știi, nu e asta problema. nu e mai bună decât alte a, da, e imperfectă. Nu, libertatea poate să, po să fie ca imperfectă. Șufasole, nu. Piața... <laughs> eu nu Piața merge că, Deci, dacă este imperfectă, înseamnă că este perfectibilă. Și atunci trebuie să-mi spui ce anume la mecanismul de piață putem perfecționa... Libertatea. Ca să nu. fie mai bună. Păi ai motivul profitului și pierderii, exact asta face, știi? Ai greșit, ai pierdere. Ai procedat nu. bine, ai... Motivul profitului și pierderii este parte a mecanismului de piață. No, no, El no, afectează no. Uh, comportamentul oamenilor, dar nu afectează piața în sine. În sine. Nu, eu încerc să spun că... Asta e piața. Păi cum o perfecționezi? Dacă spui că e imperfectă, deci poate fi perfectibilă. Cum o perfecționezi? Păi ți-am zis cum. Mm. De situația în care e perfectă e aia în care ghicești exact. Înțelegi? Într-o lume de ființe omniscientă și nu știu ce, tu ghicești stai exact. nu mai e piață, stai, ai dreptate. Tu ai dreptate. Nu, ai o piață perfectă. Piața în oameni normali e perfectă, știi, facem alegeri. Stai, din... uite, nu, no. s-ar putea să ai tot dreptate, dar în capul meu piața imp implies, cum să zice, presupune negociere, pe când în momentul în care toți ghicesc unii la alții, se întâmplă niște schimburi, ai un fel de cum să o numim? Nu mai e piață în capul meu piața are componenta asta de negociere, pe când, to când, toți ghicesc și sunt într-o stare din asta perfectă de, de într-a schimbare, whatever, sunt doar schimburi, pe când în capul meu este și negocierea și negocierea, na, din, din discuția de adineau, ai putea să zici, atâta vreme cât există negociere, instrumentul respectiv nu e perfect. Mă rog, mie mi se pare că tocmai la ei. și e, cu... e mai bună exact. sau mai reașteptată. Da, da. Dar ce vreau să... Știi care e diferența între poziția asta a mea cu perfectibilitatea pieței <hânt> și poziția lor cu, de exemplu, piața nu poate oferi apărare? Deci pentru ei piața chiar nu poate oferi apărare. Deci asta e o limită peste care nu se <hânt> poate trece. Și zic eu e că nu, oamenii se mai înșală, mai nu știu ce. Piața are și succes, are și eșec. Înțelegi? Pentru că așa e omul făcut. Piața e o chestie cu oameni, știi, care interacționează. Păi, eu asta încerc a să și spun. Vali că zice că din să aibă punctul aibă meu de vedere, Piața, piața este un dar da. piața este un mecanism. Interacțiunile dintre oameni sunt atribuite oamenilor, da? Și este irelevant dacă piața este un mecanism care este rezultatul pieței, agregarea voinței umane. Piața din punctul ăsta de vedere ți o agregă. Perfect? Atunci când oamenii sunt liberi, indiferent dacă ei Greșesc sau nu greșesc în evaluările lor de cost-beneficiu. Da, Alea sunt țintă. deciziile individuale? Că nu are țintă piața. Piața nu are o țintă. Bine, în cartea asta zice trebuie să fie eficient. <gântuie> da. Dar noi zicem că nu -are, are o țintă ca să poți să o judeci dacă i-a ieșit sau nu i-a ieșit. Interacțiunea este... între ai oameni, bun. dar dacă e. oamenii sunt cum sunt, așa. Na. Aia, da. O, de chiar e chiar, chiar ai și așa, chiar dacă ai doi. Chiar dacă ai o piață formată din 3-4 tembeli da, care nu știu, dau uh, o bucată de pâine pe bu, juvaieruri și bu, chestii de genul ăsta, da, atâta vreme cât ei sunt liberi acolo, rezultatul, schimbarea situației dintre momentul T0 și momentul TN, da, piața ți-a agregat voința oamenilor lor, oricât de proști ar fi ei. Oricum, câte alegeri. O perfectă au făcut. Nu, nu permitea asta. Ăla. Nu făcea schimbul ăla știi? Cum să nu permită A, asta? Nici. Dacă omul e liber, da. cum să nu-i permită piața să facă ceva? Păi, aia însemna era o lume fără întristare, știi, fără greșeală, știi? Asta spun că de, duci, pro, de, duci problema undeva la un nivel mai sus. Rezultatul pe care îl cauți e o lume fără întristare. Pe când eu aici vorbesc doar de calitatea pieții. Care e un mecanism. Care mă e ca să-ți blocheze, nu contează. Da, și eu accept asta, ai niște reguli. Nu știu. Regula trebuie să-ți închidă posibilitatea știi? Nu sunt de acord. Înțelegi cu asta. că ala, să ne... asta, asta e paradigma lor. Și atunci, da. dacă, ești, dacă rămâi în paradigma lor, atâta vreme cât piața da. nu îți blochează anumite rezultate, Bun. Ea e imperfectă, face greșeli. Atâta Azi vreme cât tu spui, am nevoie ca piața să blocheze rezultatul X sau rezultatul Y, atunci trebuie să accepti că piața poate greși. Auzi, hai să zic, hai să zic și eu ceva. Și atunci, da, ar fi... Eu accept păi, asta. Ar fi Superioritatea, Noastră, nu e că... Superioritatea noastră e că na, ai niște stimulante, contează nu știu ce, care, niște reguli care îți dau un put mai bun, nu că ai perfecțiune. Ori ei cred la piață că nu, cel puțin pe alea, bunurile alea, nu? A, că nu să facă. Da, e o poziția mea nu e asta, poziția mea e, da, poate greșesc că ea, poate nu știu ce, poate dau faliment firmele alea de protecție, dar nu, nu uh. spune că nu furnizează. Da, că nu livrează. <laughs> că nu livrează. Poziția lor chiar asta e, că nu livrează. Auzi, uite, din, 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 inerție sau din prea mult aplomb, ne vine să zicem că e un instrument. E un piață. Inst piața. Deci poți să zici că e un mecanism. Un mecanism poate să fie perfectat. Dacă te gândești la roz din țate, o să aibă mai puțină frecare, tra la la. Eu zic ce zic? Nu e un mecanism. După aia îți vine să zice un instrument. Că ăla poate să măsoare mai fin. O să-l perfectezi. Dar Dacă... cred că trebuie să găsim un cuvânt mai, mai, bun pentru o piață care poate, nu știu, poate e, să zici că e un fenomen. Da, ăla, nu, e, ăla e ceva ce se întâmplă. Ăla nu-l mai perfectezi. Da, ca să, ca, să, ca să țină ideea asta pe care o e, da, da. discutăm noi aici, în care n-ai în care ce să perfectezi că ea e ce e. e Mi -e -e se pare ce spui, dar piața în sine agregă dorințele oamenilor. Da. da? Nu, nu știu, nu-mi. Nu, da, nu, nu, nu da. Nu-mi imaginez definiția că piața este fenomenul prin care se agregă dorințele oamenilor. Nu, nu-l văd. Nu-l simt. Păi ce? Că e un instrument a? Da. nu, e un mecanism hmm. ai înțeles ce păi, am zis da, eu da, că dacă da, era da. atât de perfectă chiar dacă era prost materialul hmm. înțelegi? regulile sunt atât de bune încât dar regulile încât... sunt atât de bune da, da eu aș <laughs> că regulile <laughs> sunt atât de bune încât nu ai ce să le faci în plus Uite. Eu mă gândeam așa, să dăm un exemplu. Curba lui, lui Laffer. Gândește la curba lui Laffer și poți să o aplici la piață. Noi suntem pe vârf. Dacă tu vrei să previi ca oamenii proști să fie fraieriți, cum vor și socialiștii de altfel, asta tu modificând mecanismul pieței o să ajungi în dreapta curbei mai jos decât presupunând că noi suntem pe vârf. Nu, e, permite imperfecțiunea asta, asta vreau să zic. Păi da, și, da, că permite, permite imperfecțiunea, dar e pentru că e perfectă. De aia ai. permite perfectă <laughs> Da. De exemplu, avem așa, în statul New York avem prețul roșiilor astăzi 22 martie 2, dolari. În Azi nu e New 22 York. martie, dar oricum. Continuă, da. da. Și în New Jersey avem 50 de cenți. de roșii. Unul care stă să uită la piața din roșilor din New York, zice, domne, e ceva imperfect aici. Oamenii ăștia nu au aflat probabil de prețul din New Jersey. Să apară cineva care să echilibreze. Și el zice, domne, piața e imperfectă. Dar din cauza că și vânzătorul, și cumpărătorul au ajuns la acel 2 dolari, prin definiție, piața este perfectă. Doar ca... Eu mă gândeam că din punctul lui de vedere, știi, păi, al actorului, de... lui, el se poate răzgândi. El zice, da, într-adevăr, am dat prea mult. Trebuie să, să dau dublu. Dacă deam dublu, respingeam agresorul extern. al actorului din piață. În sensul ăsta, ei imperfectă. Mm -hmm. Dacă era o chestie perfectă, el vedea dublura din prima, știi? Deci nu. actorul în sine zice, tu zici, mamă înșelat. Deci, tu zici că nu e perfectă, că nu, tu zici că nu ți arată cu prețul din păi, prima. Și deci e un actor. proces, orice, un succes, orice, da. La orice te la orice, poți orice, gândi. Da. Orice, deci da. actorul da. se poate răzgândi, nu trebuie să faci chestii. Adică da. după ce ai cumpărat dacă roșiile... vârsta, dacă mă întotdeauna... <laughs> dacă fi eu tână... Deci dacă, dacă cumpăr... După ce am cumpărat roșiile cu 2 dolari... Ca să vă să și aflu că... Dincolo erau 50 de cenți... Bă, ce, prost am fost. Mai bine, bine l-am rușii mai ieftine sau ceva de genul ăsta. Păi, dar de dar ce asta... prost? Că n-a știut. N <gri> nu, 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 să știi. <gri> dar asta nu, asta market este, o, asta este nu e market failure, este nu e market actant fail. e -a. failure. A e actant e failure. asta a ziceam a și eu, că da. e da. failure-ul actant. E failure-ul E, tantului, failure nu e failure ul uh, faptului că nu ai cunoștință, ce obțin pe cazul ăsta pe care l-a descris Gabi, E failure că nu ai cunoștințe perfecte. Da. iarăși, cine nu are cunoștințe? Actantul. Nu e treaba pieței să-ți ofere cunoștințele perfecte. Pentru, da. pentru, ei nu e vorba de un simplu faliment. E vorba de o zăbicină structurală a sistemului. Deci piața chiar nu poate livra apărare. Așa cum noi spunem că un stat nu poate fi non-agresiv, altfel nu mai e stat, de stile de structura statului <hânt> să fie agresiv. La fel și ei. Dom'le, piața nu-ți poate rezolva problema. Nu e vorba de un faliment punctual. Și nu, structural nu poate să eu zic că... c asta e pretenția, lor da. Da. Asta pretenția Fiinte, lor, da. Acum, pentru cine vrea să din categoria, dacă doriți să revedeți, eram iarna trecută, cred că ne-am certat eu cu Gabi vreo oră, da. dacă piața produce sau nu apărare. Și problema era exact asta, că eu ziceam, eram la categoria nu se face, Gabi, Gabi era la categoria... Și explicam, zic, domne, nu se face, nu se face destul. Gabi era la categoria se face cât vor ei. Da. In și, and off. Și, de fapt, asta este toată miza discuției între noi. E mai Gabi, de poziția liberală cât vor nu chiar instant. Răspunsul. Nu chiar instant. Eu pe o perioadă mai... Da. E, pot greși din prima, yes, știi? Yes. Ne au ea ca din oală, știi? Bine. Dar dacă te uiți pe 10 ani... Poate să greșească să, să overspend. Bine, răspunsul era Iar nu e fapt eficientă. că noi aveam o problemă din cauza faptului că iarăși nu măsuram cu aceeași definiție. Eu ziceam, ca? eu ziceam nu se face destulă cât să respingă pe ruși, Gabi părea să zică se face destulă cât să respingă pe ruși, deși nu zicea asta într deci, o dată vorbim despre ruși? <laughs> Vorbeam <laughs> atunci, <laughs> asta era discuția de atunci nu, cred că zicea chiar asta și nu nimeni gândindu-ne puțin uh, mai adânc după cearta aia am ajuns la concluzia că de fapt răspunsul în sine nu poate fi dat nu poate fi dat în acești termeni, îi respingem sau nu pe ruși, răspunsul este, urm este era de fapt ceva de genul următor, atunci când ai uh, un pericol extern, contează foarte mult percepția acestui pericol și iminența sa. Dacă percepția este iminentă, atunci se vor strânge bani și dacă procesul de respingere este pus pe aceeași perioadă, se vor strânge bani și va fi respins. Dacă nu este percepția iminenței în coroborată cu realitatea pericolului, atunci nu se vor strânge bani și nu va fi respins. Există percepția și mai ce? iminență. Per... Că... Pe, și la percepție ce era? Nu, e per percepția pericol. Ah, și lui și iminența sa. A, ah, sunt cam în aceeași. Sunt cam în aceeași pericol și, iminență, și corespondența zic. cu realitatea. Nici astea nu ajung, pentru că n-au bani. Degeaba vedem ca e, pe un pericol. Dacă n-au bani, exact. n-au bani. Da, exact. bine. Aici, nu. Știi, dacă n-au bani, oricum nu se strângeau nici dacă A. îi forța cineva. Da, trebuie, trebuie tre urmărită în continuare discuția. Ok, unde că... am rămas? Deci admitem, hai să zicem, concede și etatistul, că la un agresor foarte tare nu rezolvă nici el, știi? Uneori ei fac greșeala asta când spun dacă atacă Germania nazistă o comunitate mică de libertarieni. Ce fac acei libertarieni? de nu se gândește să cu și ce face dacă e stat? Mic. Da, nu da. face același da, lucru exact. pe care îl fac. Exact. Dar discuția e unde poți face, se poate face diferența, știi? Pretenția libertariană e că da, sunt mai tari, astea libertariene, știi, la aceleași inputuri, la aceleași resurse. Eu mă gândeam la o chestie și mai subtilă. El îți poate concede asta. Da, la aceeași cerere sunt mai tari privații. Dar n-ai cerere. E suficient, asta e argumentul etatist. Nu se strâng banii, de ce? De că se rirăm din monopol. Da. Apărarea anumite proprietăți, are anumite proprietăți care o fac nerentabilă la produs. Care sunt proprietățile? Păi una e non-excludabilitatea, am acoperit drumul taberei, nu pot să l exclud pe Alexandru, el stă în drumul taberei. Să zicem. a plătit, Alexandru n-a plătit. Nu pot să-l exclud, e un bun non-excludabil. Beneficiază și el de da. chestia aia orice, da. Alta e, da, chiar dacă nu plătește, da. the point. Altă proprietate e non-rivalitate. Dacă eu consum apărarea aia, nu rămâne mai puțin pentru Alexandru. De exemplu, da, o bere, dacă eu beau din ea, rămâne mai puțin pentru Alexandru. La apărare, nu. Suntem apărați la fel. De ce sunt importante proprietățile astea? Că nu, așa cum am spus, nu e rentabil. Se produce prea puține, cerere insuficientă. Asta e teza etatistă standard. Știu, dar problema e că nu putem intra în detaliile astea înainte de a discuta despre externalități. Externalitățile sunt un picuț mai încolo. Dar poți să vorbești de și Asta e discuția și cu externalități. Aici e vorba despre niște da, externalități e, pozitive. că asta e discuție <laughs> și cu externalități. Asta, dar, dar, dar noi n-am apucat Dispune. să formulăm ce s externalități conform cărții. Nu, dai, dai un bun public. Stai. Ei e un da, bun dar revii public. să ne întoarcem da. la definiție. Hai să ne întoarcem la definiție. Hai, te întoarcem la monopol mai încolo. Hai să vorbim despre externalități. La monopol nu prea avem ar chestii de discutat. Hai să ne întoarcem la externalități, revenim ah. la monopol un pic Externalitatea mai era că uh -huh. la Alexandru nu plătea, uh -huh. apărarea avea externalități pozitive. Ce înseamnă Asupra asta? Lui. Că el beneficia, nu plătea. Externalități pozitive. Eu deschid un magazin, unul trece pe acolo, n-a pus niciun franc dar face la facerea. Îi place să uite la vitrine, să nu știu ce. Consumare, îi place să uite e externalitate pozitivă. El n-a pus bani, dar nu captează, consumă chestia asta, are un profit psihic, să zicem. La fel e și la apărare. Sunt externalitățile astea pozitive, ea nu pun bani, platiștii, toate astea sau ca boierii, Care e consecința? Că nu se strâng bani. Vine agresorul extern, plătesc trei oameni, e insuficient și, na, ne creează costuri. Să vorbim în termenii guarnei, Ne fură bani, distrug casele, nu știu. Auzi, ce cred eu despre toate chestiile astea? Eu cred că suntem. O societate, suntem o societate nu foarte evoluată, deci toate lucrurile astea mie mi se pare că s-ar rezolva foarte civilizat dacă oamenii ar, acei actanți interesați acolo, ar vorbi între ei, de, și, și ar negocia. Deci să aibă o piață de, de argumente de slab, să știm. Deci, deci foarte ei mulți oameni trăiesc... Au două chestii da, foarte înțeleg puternici. Că nu e. Ei, au două ei vorbesc chestii pe, pe, foarte pe concretul puternici. de azi. Eu fac o critică despre ce am putea să avem. Să știi nu că trebuie, că trebuie să revoluționăm ce ce... natura umană. Da. În păi sensul ăsta ei sunt foarte ok. Ei spun că dacă tu plătești eu sunt protejat, eu nu o să plătesc. Asta e o predicție foarte corectă a lor. Știi? Da. Că natura umană egoistă strici în argumentul lor. No, Altul că mai mulți bani, o majoritate care pune mai mulți bani, duce la o cerere mai mare decât. O minoritate, și asta e plauzibil. Auzi, tu ai dreptate. Eu nu zic să schimbăm natura umană. Cam atâta, Eu z... zice. <laughs> nu, stai să vezi. Eu zic să schimbăm natura statului, în sensul în care ia să nu mai avem uh, pericolul ăsta moral în care lumea se așteaptă să facă cineva chestiile astea. Acel cineva, după aia, nici nu lasă pe nimeni să intre concurență. Nu, nu pune bani. Nu pune bani. Deci problema rămâne. Hai să zicem că a dispărut. Dacă ai statul, piață, problema, rămâne. Dacă ai piață, problema rămâne. Dar oamenii o să trebuiască să vorbească între ei și asta e în natura umană. Nu, 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 eu nu zic ten, că, că nu n are dreptate. Tu trebuie deci să răspunzi provocării că... lor. Ei au adus un argument. Nu se strâng bani, asta e miza no, argumentului. Nu când spui că, nu, că oamenii nu vorbesc între ei. Despre asta, despre problema pe care ai o ai. Ai dreptate, pentru că și asta e parte din argumentul lor cu cât ai și am discutat de chestia asta când, ne cu, când, mă certam cu Gabi cu un an, doi. Da? Cu cât ai mai mulți oameni care trebuie să S -s. se pună de acord, mm -hmm. cu atât îți cresc costurile tranzacționale, exact. prin urmare este, devine mai improbabil să se pună de acord. Adică nu ce stau cu, să pierd vremea să discutăm. vorbeam da? cu Gabi de când Coric. îi spuneam că nu se strâng bani, exact asta, asta era argumentul meu. Îi spuneam, domne, dacă tu ai nevoie să se strângă voluntar de la 5.000 de oameni, e mult mai improbabil să se strângă decât s-ar strânge de la 50, mm. da? Și acolo venea Gabi și spunea, sau Costel, nu mai știu care dintre ei, nu, că face Coca-Cola. Și ziceam, da, dar Coca-Cola își asumă un cost în felul mm. ăla și atunci da, da, Pepsi-Cola, dacă nu vrea să-și asume un cost că va fi apărat de Coca-Cola, o să vândă mai mult Pepsi mm. O, acolo nu o să mai Asta poată să financeze. Asta era un nou Mă rog, da, ok. Hai să nu intrăm <grafie> în, în discuții. Nu nu era, dar. Era, nu, nu no? te-am gândit dacă. O, dacă, o, dacă deci nu trebuie să te gândești la un serviciu cum este serviciul de. Ați platistul de ea. Și să te gândești, domne, ai un serviciu, și clientul care este? Sunt oamenii care îl doresc, adică oamenii din interiorul, să zicem, societății respective, da? Și atunci, dacă din cei 19 milioane de români doar 17 își doresc apărare, înseamnă că preferința societății respective de a avea servicii de apărare este, sau celor 17 de fapt care să nu vor, este acoperită, este îndeplinită. Câtă cerință se află în această societate de servicii de apărare? atâta rezultat. Deci răspunsul... Cererea este Răspunsul lui Gabi este următorul, de fapt. Nu, atunci când tu spui piața trebuie să dea rezultatul X, aia nu, mai e, aia nu mai e piață, nu mai e analiză economică, nu mai e nimic din ce faci tu. Deci dacă tu îmi spui nu că piața nu dă chestia asta, răspunsul meu o să rămână mereu același. Dumnezeu e liberă? sunt oamenii agresați altceva. eu păi, să spun eu pi, și o majoritate preferăm să ne apere decât. Puneți voi banii atunci și tașra cu din gură, lasă-mă pace. Dar de, de, răspunsul cu bunurile nu publice Nu se strâng banii dacă punem strict voluntar. Pune se, nu se mai mult. Răspunsul e în felul următor, nu răspuns, dacă, răspuns, dacă răspuns, nu are, ți se strâng. Bani. Deci, dacă piața bani. nu îți produce destulă cerere pentru un anumit produs, înseamnă că oamenii de acolo nu-l doresc și dacă bani. voi îl doriți și nu l-ați produs cu cererea voastră, înseamnă că nu l-ați dorit destul. Da? Ia pune deci, mâna, mâna, dacă, dacă tu vrei ca toată lumea să se plimbe în Rolls Royce-uri, pune frate mâna și cumpără ah. Rolls royce pentru toată lumea. Nu că n-am bani. Stai că mai e ai o chestie. Îi las de ce nu-și cumpără atunci. Răspundem tu de ce nu-și cumpără. Deci într-o lume din aia în care nu trebuie schimbată natura umană, ăia 17 milioane ar putea să se identifice între ei și să taxeze pe ailalți. Practic, îi, îi, ia bani și iau bani și de la ailalți. Ăia zic, nu la bani pentru apărare. Da, cum azi? Nu, astăzi te taxează statul. La conscripție, mi se pare că e tipul ăsta de agresiune, majoritate, minoritate. La taxare mai degrabă majoritatea e... Taxată. Nu de că îi taxează, nu, nu la vot, pardon. Nu, a, că de, nu de caz. bani, de bani efectiv. Nu, ziceam așa. Deci tu ai 17 milioane, ăștia sunt deștept. am stef. zis 17, 17. Okay. 17. Da. Bine, doamne, i-ar spune așa Gabi, ai dreptate Dar nu îmi problemă. problema Eu ți-o rezolv prin coerciție Da, de o falsă Eu problemă -o da. Da. E o falsă problemă că ți-apăr da, da. R ul și ramul da. 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 Că ăla da. nu vrea Avem o problemă Avem un agresor extern Costel, da. este bine Eu le făcut Este bine A. le -a făcut cu forța da. Prefer securitatea libertății. Asta Mie poate indiferent, fi răspuns, Este binele făcut cu forța. Caz de conflict, prefer securitatea libertății. Cu... Iar și așa. Da. Rămâne binele Cam... făcut cu forța. Cam pandemie. Nu... pandemie. Da. E același principiu. Nu, auzi, aici. Atunci, că că nu ai eu te rezulti. oblig, nu eu te, oblig să te vaccinezi ca să rămâi în viață. Da. Bă, nu da. vrei să trăiești, vrei nu poți să, să mori, și poate un răspuns. Atunci când ai coerciție, nu mai putem vorbi de satisfacerea Preferința păi, lor. Păi, lor și care era? Și blatistul mm -hmm. vrea să fie apărat. Mm -hmm. Iar răspunsul meu e nu. Vrea la un cost 0 deci, exact. ENS, la... Da, e Blatistul vrea Nu vrea să vedească, da. e blatist. Deci ăsta poate fi un tip de răspuns. Dacă el poate să spună, ok. Preferă securitatea și nu știu. Dar ăsta poate fi un răspuns. Nu știu cum să-i zicem. De fapt, ăsta e... Ai două argumente mari ăsta al profitului eu și pierde este, piața e perfectă. Nu, eu mă gândeam, uite-o, am cu Gavi pe drum, că poți răspunde ceva de genul, pun bani, ia pun bani. Nu pun direct. Uh -huh, deci uh -huh. ca să porți discuția în de pe termen. ei, știi? Îi uh -huh. pun bani. Faptul că eu nu plătesc la molpaznicu nu înseamnă că banii mei nu intră în cerere. Banii mei intră în cerere. Nu plătesc doar patroni. La fel și aici. Banii mei care îi dau proprietarului de drumuri, intră în cere, cerea de apărare. Deci sunt de acord cu voi că e nevoie de o majoritate și nu știu ce, doar că noi plătim. Direct. It's the best point, yes. Like. Și așa le răspund și lor. Pentru că dacă o iau cu minoritatea și ei iau un punct, ok, un bogătan poate să plătească mai mult ca toți români. Când toți românii pun câte un euro și un bogătan pune, right. nu știu, 40 de milioane și e mai mult, știi? Yes. Dar tendința generală, cred că e de partea lor. că Ai nevoie de niște mase, știi, care să... Cotizeze. Și mi se pare că răspunsul pe referința lor ăsta ar să fie. Plătim, ai indirect. Nu plătesc direct paza din Oșan? Dau banii Oșan și Oșan cu banii mei, cu banii unei majorități, plătește aparare. Dar eu cred... Nu mă rog, nu mă pricep la cifre de aia nu, să vorbesc în public să mă conving oamenii. Dar bugetul e făcut din ce era? Taxele pe muncă. Ok, mase. Așa că via... ai niște... E cam jumate-jumate și, jumate, și TVA. Hai, și TVA. TVA-ul e luat de, de, stat prin intermediul privaților care se transformați în agenția statului. Da, mă rog. dar dacă te uiți la impozite, s-ar putea ca firmele, ca firmele mari, mari, producătoare, tra -la, -la să plătească procentual și așa mai mult decât populația. Cam nu cred. I don't cam know jumate. cât, dar o, pare plauzibil. Că jumate. sunt sume mari, sunt resurse mari care se rulează în, în industriile astea mari. Dar tot ai putea să nu le răspunzi, să am zis, ea spune, a, păi plătesc trei, nu știu ce. Deși și asta e de, ți-am zis, câțiva pot plăti mai mult, deci pe cifre. Dar răspuns mi se pare mai tare ăsta, că nu, frate, eu ia plătesc, nu plătesc direct. Nu plătesc direct, plătesc indirect. Plătește proprietarul drumului cu banii noștri. Plătește mega-imaj cu banii noștri. Aici e aici ai o problemă să zicem un pic diferit, într-adevăr. Din cauza că tu zici, da, mă sigur îmi plac ideile libertariene, dar înăuntru într-un țară, înăuntru într-un țară, toți suntem proprietari, ne respectăm. Dar când se întâmplă ceva de afară, e alt fel de produs. Nu poți să-l lași pe unul pe Coca -Cola, să te. pe Coca-Cola și te bazezi că îți face. și dacă. Plus Așa că, cum îl lași la mâncare, îl lași și la da, apărare. Nu, da, nu poți să renunți, că e van vanor. Și ideea ar fi că aici mai intervin niște lucruri care nu mai, nu mai sunt același sentiment cu a libertatea. Libertatea e interesantă. Poate da, mai contează și celula, constituentă, a societății, familia. Păi mie trebuie apărată familia. Lasă, mai vorbim de libertate. Da, da. Asta, ai... asta e discuția conservatoare, dar nu este argumentul lui yes, yes conservatoare, că ne trădează. Și... Da, ca, ca să poți să le... Lasă că ne trădează. Dar zici de ce țin oamenii la chestia asta? voiam să opinez că că e un lucru important da. că noi, care mă, ține, românii. români, să stăm, să zicem că din că nu 19 ta, milioane ce de români există unul familist care lucrează ca să zicem, nu, 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 <laughs> ca un ăsta, mic e pe stradă. Ai un salariu mic și el e singurul din țară care are mania asta a apărării naționale. Restul lumii e pacifistă, deja a trecut la Nirvana, n are treabă. Iar dacă e îi amenință el este, da, na, El este, na, da, nu e mega imaj, e nu e aușan. Om simplu. E un om simplu. Care are acest cost, el 10% din salariul lui de măturător pe stradă achită prețul, să zicem, unuia care din o oră pe lună, să duce undeva într-un turn și să uită dacă vin rușii. Cata <gânt> da, poate. Yes. Deci avem o cerere de apărare, avem un serviciu oferit de cineva care, la costul respectiv mic, produce asta face, ce se produce, produce ce se produce. poate produce. Da, exact. A, A, așa. E. Acel cost mic, da, 10% din salariul unui măturator pe stradă și acest cost este de fapt plătit de toți. Pentru că firma respectivă, da, ăla îi cere un mm -hmm. salariu mai mare, da, îi achită firma, firma la fel. De fapt, firma e achită achite și ea. Prin nu un... e plătit de toți. Asta e, asta e greșeala pe care o făceați și data trecută, asta e greșeala pe care o faci și acum. Oamenii, Că trebuie să-mi să să explici următorul lucru. <laughs> da. De ce nu-l dă afară pe măturătorul ăla să angajeze pe un altul mai ieftin? un robot. Dacă tu ești de, de acord că ăla costurile le achită ăia care consumă produsul. Deci măturătorul ăla o să plătească Numai produsul el din Numai el produsul. veniturile lui suplimentare nu din ce cere el de la... că dacă el nu cere dacă el cere un salariu mai mare de la firma asta de măturat că are de plătit unul să se urce în pom să se uite după ruși da? La un turn unde ai zis tu. Da? Dacă el cere un salariu mai mare, nu mai e competitiv pe piață și vine altul care n-are nevoia asta și îi suflă jobul. Și atunci nu o să mai plătească da. nimeni. Uitat după ruși, iar societatea cu atât mai puțin. Oamenii care. Asta e, faza, asta e faza în piață. Oamenii care consumă serviciile sunt aia care le plătesc. El nu o să-și cumpere pantofi sau nu o să-și cumpere un ceas mai scump ca să plătească păla să se uite după ruși. -a zis. Da, da, corect. deci... Da, și De același azi, lucru se asta, aplică asta asta și în se, discuția asta cu Asta nu se hola. pare convingător că plă, plătesc din banii clienților? Ba da. Ba da, e, e, e. Nu, că da asta... El nu poți argumentul și mai tare să spui că ăștia vor chiar direct apărare? Eu nu Bine. vreau un măr din Oșan. A -a Eu, vreau măr. Mătură. Mătură. Eu vreau un măr... Eu vreau un măr dintr-un dăsta apărat tu vrei un măr dintr-un ăsta apărat. Poți forța argumentul și mai. Dar am zis, hai să nu merg atât de mult. Să zic, nu. P de, sunt, de acord. sunt de acord cu ce spui tu. Libertarieni, volul măr din ăsta apărat. Dar uh, argumentul lor uh, mai face un pas. După aia zice, păi stai că noi nu vorbim de Oșan aici, nu vorbim de drumul de Tarlau dintre drumul taberii și militari. Nu vorbim de locurile astea. Vorbim de România întreagă. Ori pe România întreagă n-avem un proprietar care să nu se pună O România întreagă în favoarea noastră, sunt mai mulți. Tocmai că plătitori. e o diferență. Că tu spui nu că le agregăm la unități de proprietari, proprietarii dau apărarea pentru că oamenii își doresc să fie apărați în interiorul acelor locuri, sunt de acord cu tot argumentul ăsta, dar nu poți să-l agregi și în sus pe România. De ce nu? Deci eu zic pentru că, că și pe toată aceia, Europa. Pentru că ai aceeași problemă. De ce nu poți și că că pe toată Europa? Ai, pentru că ai aceeași problemă de coordonare. Păi dar nu, Lidl, ce, de exemplu... Ce, să dai trei telefoane? Lider de de coordonare? Să în, trei, telefoane strângi toată proprietatea da, da, pe România? Da. O, e mare care nu, plătesc. Nu, nu, nu. E mare care plătesc. Nu. Direct. Lidl, de exemplu, are de la Botoșan la Turnul Severin, la Satul Mare, la Constanța. Așa. Aici. dacă e doar Lidl, el are, avem peste tot, el apără tot. Dar deci. e același lucru dacă omul vrea să Etatistul consume Etatistul asta nu poate înțelege. Dom'le, nu. Poți plăti indirect, știi? Eu nu plăti Poți plăti. In... Doar, ce vor... Doar ce am vorbit despre chestia asta tu cu. Tu plătești paznicul de la Oșan? Tu plătești paznicul de la Oșan? Indirect. Deci dacă ai înțeles asta, cum e posibil ca Oșan să plătească acel paznic? Și să nu-l În... plătești? Tu ai înțeles problema. Poate că nu plătești paznicul de la Oșan, dar accept necesitatea lui să fie acolo asta fac în și Direct, da. Nu se duc pe niște drumuri unde sunt scandaluri, passion. sunt vioruri, sunt bătăi sau în niște, în niște, moluri unde da. sunt scandaluri, sunt geamuri sparte, să duc în niște moluri așa. Cu, cu pace, știi? Așa. Păi așa și? Au plătit. N-au plătit pasnicul. Da. Deci eu da. nu da. sunt blatist pentru pasnicul de la Oșan. Nu ești. Că ai plătit da, <laughs> yes. indirect. Da, plătești indirect. <laughs> Preferi uh, că e mai ieftin, te duci tu în, în ca dacă, flan 2 care nu are dacă prefer, și. Exact, dar dacă nu prefer asta, pot să mă duc în Europa. Da, și? Care și vremea? o să fie mai ieftin. Dacă lumea nu ale, deci dacă lumea, tu spui, nu că lumea ar alege serviciile astea, dar indirect și astăzi nu le alege direct. Deci lumea ar face, se comportă in, ilogic. Lumea ar alege serviciile, dar nu le-ar alege. Nu plătește direct. Irrelevant. Cum să fie irelevant dacă tu consumi din mol și nu plătești paznicul? Deci hai să zicem că facem un mol acum și vine pali, pali Nu, că n-ar fi optimă construcția molului. Ai câțiva patroni. Nu avem bani. Eu zic nu. Ăia dau banii la patroni și ăia plătesc chirie la proprietarul molului. Se face un mol. Dacă eu nu vreau adaosul comercial rezultat din existența salariilor acestor paznici în mol, mm. pot să nu mă duc la acest mol. Poți, yes, poți. Și atunci nu plătesc poți, și poți. nu consum. Dar la cum e omul, nu discutăm despre ființe mm. excentrice. Mm. Oamenii nu prea vor senzații tari, știi? Să ducă prin junglă. Oamenii vor un mol cu paznic. Înțelegi? Deci? Dar De am și evitat discuția cu pacifici și cu nu știu Nu, hai să luăm omul cum e el, știi? Ce prefer un mol cu scandalul și nu știu, sau un om un mol cu pașnic? Da, dar, și aici vine argumentul alt cu elin deci afară. Să asta nu cu... înțelege nici guardei. nu trebuie să plătești direct. Cu e afară sau e înăuntru, deci pentru că tu ai poți cap... să obții un mol pașnic. Și fără pasnice Dacă lucrezi la anumite locuri din uh, uh, fabrica socială, din săsătura socială. socială. Adică oamenii sunt oamenii pacifici. educați, sunt civilizați. Bodyguards. Și nu ai nevoie de bodyguards, că la stă și pierde vremea pe acolo, pentru că noi oricum nu ne batem între nu noi. Nu vorbim fii? de schimbarea naturii umane, da. vorbim de cum e omul. Și omul, na, Hai mai zi. face și scandaluri. Ui. Deci e o premisă împărtășită de noi cu guardii. Ne punem doar problema acum. Ioana spune că e... Mi se pare că punctul lor vulnerabil ăsta e. Și toată chestia cu costuri de coordonare. Trebuie să ne cordu... Ce coordonare, frate? Ioana spune că... să sună trebuie. cinci oameni. Eu nu zice că e vorba Hă. de schimbarea naturii umane ceea ce am descris eu. pentru A, că da. dacă stăm, Nu. Pentru că dacă stăm să luăm acest argument, o să zicem că domne, poliția e necesară. Pentru că altfel păi, oamenii nu... nu e poliția necesară în libertarianism? Oare în măsura în care este, este în măsura este... în care este vrută de piață. Ați uitat argumentul. Nimic nu e necesar decât etern. piața liberă. Argumentul etern libertarian este firma de asigurare. Firma de asigurare, deci tu ești tot omul, natura umană este să nu plătească. Eu nu vreau să plătesc, dar vreau să fiu apărat. Firma de asigurare A, o să zică, mă, tu vrei să mai ai lucrurile astea? Când vine să, vindă, să vândă încă, nu era cerere. Da, mai vreau să le păstrez, vreau să am astea ale mele, puține. Mai încolo ce se întâmplă la aia nu mă interesează. Bine, dar ce un și cere preț. Firmele de asigurare, probabil, ca și astăzi, cum se coordonează firmele ca să construiască, un, să, să, producă un creion, o să producă și apărarea. De ce nu se întâmplă astăzi? Din cauza că toți trebuie terorizați. Sunt interzise. Da. Nu, sau altă chestie, voiam să zic mai devreme. Deci ai, ai domnule, statul trebuie să facă armată și să taxeze nu lăsați. Restul puteți să faceți ce vreți voi. Bă, da, apărarea toate ca toate. Ok. România taxează, nu știu ce. Facem față la un mare agresor? Nu faci față. Ce faci? Colaborezi cu alții. Din jur, -na -na, nu știu ce. Ok. Păi, celelalte entități are ceva special? Entitatea România sau armata română versus individul? Da, să pricepe la chestii militărești. Ok un individ nu să pricepe la chestii militarești ca să nu schimbăm că poate să-și angajeze servicii, da. armata română yes. e formată tot din indivizi și apropo de chestia da. aia, aia da. suveranistă, România a da. da. de NATO, nu de armată yes. română. Yes, exactly. <laughs> și armata română <laughs> și armata americană ambele pot suferi de cele două să zicem, probleme ale intervenției statului în furnizarea de servicii costurile, da? E posibil ca ambele să aibă costuri imense. Poți să zici așa, domne. Nu trebuia să coste cât costă acum, să zicem 17 miliarde sau cât o costă. Corvete, română. avioane, da? da. Trebuia să coste același lucru, o cu mil un miliard. Da? Mai puțin. Sau, de asemenea, să furnize nu știi, beneficiile de cum să le ne fiind pe o piață. Este asta. Auzi, Atunci, ce zic sa... asta, da, nu mai spre sfârșit? Nu, și într-adevăr mai ai chestia. Deci tu de vrei să te aperi cu niște instrumente. Ai piață liberă de pe instrumentele alea? Da, te... Arme, figuri. Zicem. Poți să faci așa, domne. jumulim cu 95% toată populația României. Procent, 95%. 95% da? Vindem Roșia Montană, vindem Transilvania, vindem tot. Gazul intercontinental, Sondal, tot. Așa. Ne înarmăm cu 15.000 de arme nucleare. Facem aici fiecare român să dețină 30 de tancuri, fiecare. Nu mai vine nimeni până la noi. Dar are sens să faci chestia asta? Adică... Auzi, dar ar trebui să aibă motoare mici ca să nu polueze. Ok, ai super aparare. <laughs> mă rog, nu știi dacă... Niciodată. Nu știa că e suficient, că n-ai. Dar, dar, nu știi nimic. Asta e, că nu Cum da. măsuri? Cum? Ok, faci așa, dar e normal să faci așa ceva? Asta e standardul după care ne luăm? Nu, trebuie care? Trebuie și o care, care ar... din pix. Care argument, uite, care e diferența între cele două mari argumente? Argumentul liberal e că piața răspunde mai bine unor preferințe, nu? Ai o cere și oferta vine imediat, Și Dacă ai scot banii, vin și agențiile alea de apărare și livrează, știi? Asta e argumentul liberal. Argumentul celălalt tatist uh -huh. e aia, că nu plătește Alexandru, nu mai plătești și eu. Și nu, nu se strânge, Ai cerere insuficient. Strâng puțin bani și... Tocmai conceptul Asta, de cerere insuficientă Asta. e lucru care eu a zice că trebuie combătut. Nu, pentru că ea se pot răzgândi. Alexandru zice, dacă mai punem 3 euro, sau dacă noi îi respingeam pe ăia, știi? La momentul cererea, respectiv e cererea suficientă. în sine, exact. piața Evaluarea în nu sine, o faci într-o secundă. E valoarea, o faci pe termen lung, ne învață E Piața în sine, dacă e liberă, cererea este suficientă pentru cât vrea nu, omul. Nu, momentul nu, respectiv. tu admiți în momentul T5 că n-a fost suficientă cererea. Nu Bun. În clipa în care admit că n-a fost suficientă cererea, admit un alt criteriu. Da, da. Nu, pentru cererii. Nu, criteriul era același, de de agresorului extern. Nu este ăsta criteriul meu. Nu este. Asta nu. e toată Costel, ideea alaltora. pe care o spunem. Și Costel vorbește de alții care vor acest, mult, acest cu puțin bani. Altora, nu este zice. aplicabil. Mm. Eu zic al majorității oamenilor. Majoritatea oamenilor poate să da, domnule, ne-am înșelat. Am tu pus un zis. milion și era nevoie de două. Deci tu zici da, O așa... cerere poate fi insuficientă. Nu, nu. fii atent. Da. Deci, Ce poți spune teci. tu e că exante în momentul schimbului e suficient. Exact. Pe asta e, e N-a fost, fost suficient. Yes. A fost. A fost. a fost. Nu neapărat că n-a fost. Am dat prea mult? A fost. Nu, poate fi, bă, dar am dat chiar. <laughs> am, am îngerit bine instalatorul ăsta, știi? <laughs> Ei, ca și dar cum ideea că zice că actorul că... spune că e insuficient, nu vreun da, profesor post, sau actorul post, zice, zice, zice dar... Zice, zice că pretenția... Dar de asemenea spune, facem bă, da, atunci așa am gândit, deci atunci așa am vrut. Deci cererea atunci a fost. Da, dar asta nu infirmă ce ai zic eu. Eu am zis cererea e insuficientă, e că tu după zici, nu am făcut bine, știi? Legătura, legătura... Da. Ce deci are sens să vorbești la nivel de piață. Ce zicea Vali era, nu, tot timpul e... Păi da. tot timpul că e diferirea. așa. Da. dacă de în momentul doi, că sunt diferite, în momentul separate. doi e o altă cerere. Da. Pă când pretenzi... Doar exact te poți spune că ești mulțumit, că altfel nu închei schimbul, știi? Exact. Dar te poți răzgândi. după mine are sens să traduci asta spunând că nu a fost suficientă aia dintre mine. Nu, aia nu este aceeași nu cerere. Nu are sens. s-a evaluat. Atunci când are, are, are sens să spui că m-am înșelat? Da, da, bineînțeles. să zic, atât zic. Dar asta nu implică faptul Zicei că, că cererea n-a fost al, suficientă. Alte al 0. Cum nu înseamnă asta? Nu implică acest fapt. Implică faptul că în momentul T2 X2, 2, asta implică. am altă cerere. Da, asta e tot ceea ce implică. Da. De de ce asta, asta, am altă cerere se modifică din minut în minut, pentru că vreau mai mult, pentru că aia trecută n-a fost. Nu, Isto, pentru că vreau mai, <laughs> mai mult. Hai, mă de ce vrei pentru mai mult? fost ca, Pentru că atunci cât am luat, <laughs> era puțin. Pentru că atunci cât am luat, am văzut că nu mi ajunge. Pro... Deci, Eu zic it's... că s-a înțeles ce vreau da, să zic. Da, Uite, să vedem dacă, dacă facem egalizarea între. Deci, tu zici sunt timpi, sunt multe t 0 uri da? Nu, T0, T1, T2. Nu sunt e multe accept. t Eu Sunt multe t în momentul schimbului că e suficient altfel nu fac sim. Da, da. Este la momentul T80. E suficientă că e un tot mai închei. Da, e suficientă, că altfel nu fac, știi? Dar la momentul T1000, poate zic, nu. Da. E, comparația... trecută. Comparația este... Vreau alta. Comparația e următoare. Oamenii, preferința alorlalți, nu al valii, da, că există, preferința așteptării oamenilor este eu vreau eu vreau la T0 serviciu pe care l-aș prefera eu la T5. O orică să fie mai ieftin, no orică cum? să fie apărarea mai tare. Nu știi, da. Prea, păi exact, nu știi. Și de aia zic că sunt două lucruri diferite. Deci ai o... Okay, o... Nu mai am zis o chestie, zic da, că are pe... sensul să spui că m-am înșelat? Yes. Are sens, nu? Yes. Așa cum ziceam, am cumpărat are trei de, să... de bulion și n -a -a Are de Are sens să spui că te-ai înșelat. Cuma că Vali zice Ceea ce am a... spus cu asta sunt de acord. E o ce am spus este că în tu, dar spunând că te-ai înșelat, nu implică faptul că cererea la momentul T2 e insuficientă. Implică faptul că te-ai înșelat. Păi, Amândoi am aveți Implică am faptul că evaluarea da, actuală nu e ok, da, a beneficiilor... Deci, e ce, e ok. Deci, Păi nu am zis că a doua cer, am zis este prima. Păi și tocmai zis asta nimic. spun că, nu, că exact până acolo nu poți să te duci cu înșelatul ăsta. Adică ce obțin eu zic că nu poți să te duci până acolo. Deci, tranzacția da. în sine mm. se face evaluând beneficii versus costuri. Da? Și tu, când spui că te-ai înșelat, pui așa. Da. Nu da. am obținut beneficiile pe da. care da. le yes. vroiam. Da. 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 Pe care da. le așteptam. Vreau să le da. nu Dar fel. întrebarea yes. este. Întrebarea este. Tu, la momentul T0, oh. ai preconizat că acele beneficii sunt destul? Da. da. Uh -huh. da. Prin urmare. Tu te-ai înșelat asupra evaluării capacității beneficiilor respective da. de a-ți satisface yes. nevoia. nu, nu dai seama că te-ai înșelat. Nu da. te-ai înșelat asupra cererii. A, ok. <laughs> da, <spre> cui. <laughs> evaluării. Evaluării de tale. Evaluării cui. Evaluării tale a beneficiilor. A beneficiilor. Am înșelat asupra cererii. Că dacă nu mă înșelam, nimerea din prima aia bună, știi. Mă rog, cerere <laughs> suficientă și insuficientă în sensul ăsta. Îți respinge un agresor? Da, okay. Nu, nu respinge. Asta e sensul. Bine, Yes. nu e nimic sofisticat și adică n-aș Yes, yes. în zona asta de ce s-ar putea fi un răspuns, plătesc indirect asta s-a mai spus prin conversații pe ăștia, plătesc indirect dar nu știu, nu nu știu, parcă nu așa de pentru că ți-am spus pe mine, nu mă convinge ideea asta cu plătesc indirect un serviciu, ori plătesc un serviciu și mi-asum acel serviciu, ori dacă cineva mă păcălește, la un moment dat mă prind și nu mai problema Problema ta e cerea insuficientă. Asta e problema ta. Înțelegi? Asta e singura problema lui Guadnii. Cere insuficient. Dacă pe unde vin banii, nu mai contează. Dacă tu accepti că ea cumpără din oșa, cumpără din mol, nu știu ce, deci îți cresc cererea, Onest ar fi să-i da, înseamnă că am rezolvat problema. s-ar putea să plătești direct la agenții sau indirect la niște firme care oricum fac și nu știu ce, și poate e o evaluare greșită. Nu o dar are... o eu dar piața o zic că are sens pointul lor că nu plătești dacă plătește ăla, știi? Efectul da. de vecinătate e corect, știi? Ce nu e corect e să spui că nu, că nu se strâng produce. banii, știi? Că da. nu se schimbă, banii dacă nu plătești direct. Asta mi se pare eronat. Că dacă plătești indirect, ăla ia banii tăi și plătește. Nu mă deranjează să plătești indirect. Dar nu e asta, nu e asta argumentul. Argumentul lor A. este că sunt oameni care nu vor să plătească prețul ăsta. De asta nu se strâng banii. Ei A. îl vor gratis. Asta e ce ai spus și tu. Da. Îl vor gratis. Dacă îl vor gratis, nu o să-l plătească indirect. O să aibă grijă ba, să, da. nu, o să -aibă grijă. Gratis, nu O să aibă grijă. vor gratis, nu o să-l plătească indirect. O să se ducă toți în Europa, în loc să ducă la Noșan. O special o să facă să nu... Mă rog, whatever. Și dacă spui că ei nu se prind, ăla e argumentul pe care îl spun eu cu păcălitul. La un moment dat se vor prinde. Ai riscul să se prindă. Hmm. Dar ei sunt mulțumiți. Nu, Dacă el e gratis ori vor să plătească ceva pe el. Strict vorbind, e gratis, pentru că nu plătește. Strict vorbind, e gratis, nu dă niciun direct. franc. Deci nu plătesc decât ai mari, știi? Proprietarul drumurilor și și nu știu ce, știi? E gratis, el nu plătește nimic. El asta nu mm. Plătește apărare? Nu, nu plătești nicio apărare. Ce plătești? Cumpăr portocale? Bun, deci ce. avem un cartel care se înțelege între el... Să, îi să -i facă pe fraier să plătească să. indirect aceste lucruri pe care ei nu și le doresc. I da? Be. Și așa, așa. merge. Păi, cumpără serviciile alea. Ce se pare așa beran și imbecil? Sunt niște oameni care cumpără din Dacă așa. niște servicii integrează costuri care nu sunt aferente direct serviciilor pe care eu nu mi le doresc, e locul în care competiția intră să caute profit, să caute clienții ăștia care vor, de fapt, prețuri mai mici. E o chestie empirică asta. Referința demonstrată și cum acționează oamenii e că oamenii preferă să ducă în alea protejate. Nu, nu avem preferința Stereci. demonstrată din Bă, asta avem, de vedere, avem, că avem. se duce destul lume și în nu, Europa. Nu, nu se duce. Nu nu, nu. Da. Preferința demonstrată e că omul care se duce la un club vrea să fie cineva acolo. Înțelegi? Dacă preferința demonstrată era aia, se duceau în Somalia și aia era preferința demonstrată, știi? Dar nu e. Se pare că nu e aia. Nu știu, că atunci dacă e să o iei așa... Poți să spui că preferința, preferința demonstrată este ca oamenii zic. să fie taxați. Pentru că dacă vreau să nu fie taxați, puteau să-și asume alte costuri să plece. și să... Să da, da. la închisoare, să facă o revoltă, să facă ceva. Și dacă dai argumentul cu plecatul în Somalia. Nu, că asta e, vreau să zic eu. Stai, stai, stai. Deci, atent. Ai oameni care zic vrei libertarianism, tot în Somalia. Iar răspunsul meu e, păi dar eu n-am zis niciodată că e libertarianism în Somalia. Simplu. După care... Nu, dar cum am dat Somalia ca o chestie violentă cu nu știu ce niște. și ce că dacă ne vreau să fac o divagăție la oameni așa cum sunt, lor le cam indiferent, știi? Păi, chiar așa Că altfel, nu, normal, altfel e că le e frică. Din punctul da. ăsta de altfel vedere, nu mai vezi din punctul ăsta de vedere, normal că nu le este indiferent. Dar tu schimbi, tu schimbi contextul argumentului și asta era, ăsta era un lucru la care ții foarte mult în alte cazuri. Mm. Avem un om care nu vrea să plătească, nu vrea special, nu vrea, vrea plătește indirect, că de fapt el vrea să fie, da. Banii nu ajung în cerere. Argumentul e unul al cererii insuficiente. Eu cu mm. asta mm. s-a rezolvat problema cererii... Și Vali zice că... E a, 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 asta a când am Hai, am, care am înțeles, am înțeles, am înțeles în fine ce vrei să spui. Ah, Scuze. Okay. Am înțeles în fine asta ce vrei la. să spui. Dacă... Poate să crească cererea fără să-l plătească pe la direct? Eu zic, cum să nu? Ăla cumpără portocale, n-are nicio treabă, știi? Iar proprietarul drumului... A, să nu și primul argument care voiam să încep poți exclude. Deci argumentul, cheie, că nu poți exclude. nu doar pe aia din afară. Ea, e. Că la e clar, știi? Dacă poți exclude non-plătitori. Pe aia din alte și nu știu. Da, nu mă duc acolo, nici cu scut nuclear, nici cu nimic. Dar poți exclude și pe interior, știi? Ca proprietar de drumuri ca... Deci poți exclude. Inclusiv ăștia de aici. De se poate tehnic, știi? De ce nu o fac? Pentru că le convine să a, deci plata indirectă de care vorbeam. Da, da, da. Poți exclude de la alte servicii, nu de la serviciile de apărare. Poți de, poți spune, nu te mai plimbi pe drumurile mele. Da, da, da. 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 El exclude da. cu totul, da. Pe Dacă și? ăla stă în casă da, o și tu ai scutul acolo, ai nu l-ai exclus de la serviciul de apărare, l-ai exclus ce de ar, la serviciu conex. El a rămâne da. în casă acolo? Nu știu, nu știu. Poate are. Nu, nu. Grădina. No. Poate are grădină, no. da. Să lăsăm SF-urile și să înțelegem chiar poate să le exclude, știi. că pointul lui e că nu poți să dacă la nu mai merge pe drum, nu o să stea mult în casa aia. Sau așa cum cunoaștem natura umană, că tot o invocăm, oamenii nu prea stau în casă, așa știi de... Da, nu. Îți trebuie vitamina. Ea, nu. deci ideea e că se poate, ori argumentul lor, lor cheie e că nu se poate. fi. Bă, da, se poate. Se poate. Nu i aper pe vecini, pe aia de afară. Nu renoiești abonamentul la ăștia, știi? Proprietarul drumului și alții nu angajezi dacă nu ți-ai plătit cotizația la apărare, știi? De se poate fizic asta, nu zic că ar face, eu tin să cred că nu ar face. Cred că preferă chestia indirectă. La la banii lui, plătesc armată. Alt argument, ei sunt empiriști. Metodologia lor e nefundamentată opinia lor. Pentru un a priori puteai spune, avem argumentul ăsta abstract, că nu se strâng banii și nu știu ce. Ei fiind de empiriști, iar trebuie să testeze această ipoteză. Asta înseamnă că trebuie să privatizăm niște state, să abolim niște state, să comparăm și vedem. E, e de... o... ei nu fac asta. Oare există vreo bucată de oameni dispus să privatizeze niște state? Deci pe metodologia nu, nu că lor, că nu e nu e lor nu e fundamentat, Opinia nu e fundamentată. Dacă erau priori, ziceam, da, sta prioriști. ăsta argumentul, nu știu ce. Nu se poate să privatizeze statul pentru că statul nu e al oamenilor. E al unor băieți care nu vor să vândă. Dacă mai putem să mai discutăm un pic despre externalități. Atunci nu. Deci la monopol. Păi am eu am trecut și de monocol. Nu, Am trecut, dar ne, întoarce, ne întoarcem. întoarcem Zic că am făcut bine, că bine am insistat da. și că noi, pentru că insistăm yes. pe chestiile radicale, deci nu... Yes. Așa? Dar să se înțeleagă mecanismul, da. Mi se pare că am adus și, ok, al doilea argument e și că mi se pare că am adus niște chestii noi în discuție. O chestie nouă fiind de aia, nu că m-am gândit eu la aia, dar fiind mai uh, clar spusă că ăștia contribuie la cerere. Uh -huh. Pentru că altfel argumentul lor e foarte convingător. Uh -huh. Sunt trei oameni și nu știu ce. Uh, economiile de scală înseamnă oameni mulți. Oameni mulți înseamnă bani mulți. Înseamnă cerere mare. Ori tu dacă te gândeai la trei hipermarket, bă, bă, nu. în timp ce dacă te gândești la mulți oameni care cotizează indirect, Plus că e și mai pe, pe, placul, pe lor. Lor. <gri> mai placul lor. Dacă o luăm cu motivația, cine are mai multe motive să se apere în rușilor, da? Dacă am o mie de magazine într-un lanț de retailer, de retail, atunci am motivația, bă, trebuie să le apăr. E deci când dacă am două găini prin curte, e frică că mi le vând. Le... zic că nu le deschide dacă nu... Deci el când ia decizia, proiectului și face da, băi, eu -a -a... Adică ăștia mari care au... Uh... Nu deschide și pe aia să gândește, au, stai că au venit rușii. Nu, nu cred că fac asta. Știi? Da. <hers> Zic, nu deschid acolo dacă nu... <hers> Bun, hai cu monopolul. Hai cu monopolul. Monopolul, din, cum îl prezintă guarnei, sunt două, să zicem, cazuri. Economia de scară și privilegiul acordat de stat. Bun. de fapt stai, două secunde, natural, două, adică... secunde, două secunde mai întâi de toate el prefațează toată chestia asta zicând așa că dacă o societate scoate, vrea să scoată cel mai mult din resursele sale aceste resurse trebuie să fie folosite în mod eficient și competiția este punctul central al acestei folosiri eficiente a resurselor pentru că am vorbit în episodul de acum în urmă cu două episoade cum asigură competiția acest mod eficient de folosire a resurselor. Și da. acum definește Goarni monopolul, cum a zis Gavi. Atunci când ai uh, o mare fabrică și produci telefoane mult mai ieftine și mult mai bune decât competitorii, începi să devii un monopol natural. Și atunci îi scoți de pe piață pe ceilalți. Nu, no, uite, vezi, scuză-mă, dar Deci pare așa când, când lumea privește lucrurile astea, să uite așa că la un joc zici că joacă frunza și l-a împins afară din piață. Nu l-a împins nimeni. El nu mai poate să stea acolo. Consumatorul. Consumatorul, Consumatorul dă afară pe ăla. Da. Că de fapt nu l dă nimeni afară, ci el iese că zice, bă, nu mai, nu mai am în benzină. În cazul ăsta prezentat de Gabic. Al da, altul no, îl împinge asta... dragnea, știi? Atâta știu și eu că <laughs> vai, sensul cuvintelor, bla, bla. <laughs> el dă exemplu aici că în în industria automobilelor, a sistemelor de operare, a televizoarelor. Avem doar câțiva producători mari și lați, ei, domină piața. Poate că eu nu sunt de acord cu acest, să zicem, o categorisire în uh, rândul celor răi a, monopol, a, a acestor monopoluri. Pentru că oferă, oferă niște produse la costuri mai mici, mai de calitate, decât competiția. Iar în cazul în care apare altcineva, care să zicem va oferi produse și mai bune și mai ieftine, acest monopol va dispărea. Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu Kodak, așa s-a întâmplat cu Nokia, da? o piața telefonul, mă... Cum se numește telefonul ăla? Nokia. Black, Blackberry sau. Blackberry. Ah, sau Blackberry. E. Da. Bine, el zice, sau mă rog, ei zic, zic în felul următor. Până așa. Dacă economiile de scală persistă, pe măsură ce o firmă obține. Uh, parte mai mare crescând din, din ce în ce, în ce mai mare a pieții, ea va domina și va deveni monopol. Răspunsul la acest lucru este că, într-adevăr, spun economiștii, pot să zică chestia asta, dacă eu e, e o propoziție a cărei valoare de, e adevărată, da? Dacă economiile de scară persistă, atunci crește așa și îi dă toți afară. Problema e următoarea economiile de scară nu persistă. E un punct de la care încep să apară ceea ce tot economiștii numesc dis-economii de scală. Atunci când lumea încearcă să-ți vândă o poveste din asta, în care tot să duce și nu mai stă, e o greșeală. Pentru că economia în sine, toată economia, e un, o înțesătură de forțe care se opun una alteia de voințe care se opun una alteia, care asigură echilibru. E un sistem echilibrat economia. Nu, nu, nu ia Bill Gates și o bagă în sacoșă și se duce cu ea la Târgu Jiu. E cât când o ia în sacoșă. Plus că el. Special și aia nu e mol, Aia nu e, e o chestiune. e rău pentru că după ce își asigură poziția de monopol, începe să crească prețul. Ca în să momentul când și-a de... crescut prețul, imediat au intrat alții. Exact, da. ca să nu mai vorbim de faptul că și ei Eci, spun aici cum apare cartelul. Domne, okay. dacă au o... Bine, din nou, repet, aici ei reiterează poziția... Cum se spune? Poziția de, de mainstream, de manual, de economie proastă. Ei, e interesant, <fie> pentru că argumentele prin care se răspunde acestei poziții... Le-au dat în... ei deja <fie> în capitolul 1. Nu, dar te zic că există de prin anii 70, adică sunt alea că trădează ăla din cartel, că la un preț mare intră alții, deci Da, deci da, nu da sunt da. cunoscute, nu deci da, cred da, că apar aici. Uh, nu apar, nu o, apar aici, da. dar tocmai pentru că le-au mai dat o dată mai devreme, adică se presupune că ai fost latent la ce ai citit mai devreme și ei spune așa, domne, nu e loc argumentul ăsta cu nu e loc în economie. Bă, nu e loc în economie și ce să vezi, nu e loc decât pentru vreo patru firme într-un sector și atunci îți fac patru firme, cresc repede până economie de scală, pac, înghi toată cererea, dau tot ce trebuie și zice, da, da, fii atent ce se întâmplă mai departe. Ele se cartelizează, da? Și după aia apucă să încep să crească prețul. Păi în clipa în care cresc prețul, hai să zicem, există o zonă gri în care ai spune așa, dacă cartelul funcționează, într-o zonă gri de prețuri crescânde, să zicem că nu e profitabil pentru cineva care nu are economii de scară destul de mari, să intre și să îi uh, să le ia clienții. Yes. Da? Deci să zicem că există acest interval. Însă, toți din cartel au economiile alea de scară deja și ei au motivație să nu să pună prețul. Deci, faptul că iarăși. Să, tră să dacă trădeze cartelul. cartelul astea, dacă, da. să trădeze cartel, dacă cartelul funcționează, este o presupunere a fel de mare cu dacă, dacă. economiile de scară persistă. Acum, al doilea lucru pe care aș mai vrea să spun aici la cartelul este în felul următor. Care e cartelul de care ați auzit cel mai des? Cartel Alfa nu, nu mai asta ăsta e, e un sindicat, da? Nu, cartelul de care ați auzit cel mai des este OPEC. Oh my God. Da? Ce să vezi? În acest cartel în care s-au combinat da, țările producătoare de petrol, da, s-au combinat să ceartă non-stop, da, nu să înțeleg și nici măcar nu e cartelul făcut ca să crească prețurile. E făcut ca să le țină jos. E făcut ca să crească producția să țină prețurile jos. Ăsta e cartelul cel Iată mai... inițial presupun, nu? Ce? Inițial fac asta, nu? Inițial și după aia le cresc sau cum? nu. nu e ăsta scenariu? Sau? Până acum... Pe de ce vrei să le ții jos? Cum adică Ninte... de ce vrei să le ții jos? Pentru că mm. sunt țările care nu sunt... No. Care nu fac... Pentru că vine America zici, cu zici ca pe vremea lui Trunk, Trump. Ai țări care Eu la... bat picioarele, scot tot ce iese pe piață, ia să vă văd cum supraviețuiți voi. Ai țări unde costă mai mult să scoți. Și dacă tu poți să... Tu care ai prețul mic de extracție, poți să te înțelegi cu ceilalți, hai să extragem așa, ținem prețurile pe aici. Ăia, nu știu care, eu, Sua și Venezuela, nu poate să intre, pe Trebuie să vândă la un preț da, mai mare. Cartelul mai. nu era pentru prețuri mari. Ți-l preț. mult asta nu era o nu strategie pe să i Acest cartel da. nu. Ah. A, da, dar poți, da, poți să ai tot felul de Asta uh. să falimentezi el singur, nu trebuie mai. Auzi, nu. O familie, e un cartel, nu? El vrea e vrea să vândă. oameni. Ia cu de piață. Bă, asta e, asta, e, asta e acest, acest cartel exact este făcut ca să le ține economiile în picioare, să poată să-și vândă petrolul pe piață. Ai, de stat, la asta trebuie Altă să ne gândim. Altă țintă, da. E interstate, da. Ar fi... Păi trecem, nu știu nu dacă mai e și ce, nu, ceva. Nu, dar ce spun... A, ah, Guern... ah, și la de stat, să zicem și tu. A, zice că, exact da. asta, că ce spune Gortni, de fapt, este că dacă stăm și ne uităm la realitate, găsim că, de fapt, guvernul este cel care impune posturile ce, mari de intrare pe piață care <re> impune monopolurile ale cărui reglementări tind să favorizeze firmele mari nu firmele mici și așa mai departe adică toată teoria de care am vorbit până acum în care guvernul vine tgdâm tgdâm călare pe un cal alb și zice stop jos cartelul iată legea antitrust apropo de legea antitrust care este cel mai uh, pol, cel mai faimos caz de aplicare a legii antitrust pe care îl știți. Îl scrie jos în comentarii. Nu, lasă-i lasă lasă pe, să ne, spună nu mă nou. Lasă pe <laughs> să ne spună. Lasă-i pe să ne spună. No, tu, Costel, dacă vrei, scrie în chat live <laughs> la premieră care crezi că e. Da? Hai, hai să ne grăbim că deja bine. Aș vrei. mai avea două, trei cuvinte. A, facem. Nu facem două. A galopăm până asta. Aș mai avea două, trei cuvinte de spus despre externalități. Și anume, aici e în felul următor. Eu nu sunt de acord cu definiția externalităților așa cum sunt ele puse aici, și țin nu cu definiția lor a negative. Și anume, ei spun așa că externalitățile sunt atunci când atât costul cât și beneficiul scapă, să varsă, să varsă dincolo de ținta lui. și. Nu sunt de acord pentru că vorbește de costuri. Externalitățile negative le tratează ca pe niște costuri. Asta e teoria economică mainstream, cu asta jucăm, dar motivul pentru care nu sunt eu de acord cu ea este în felul următor. Ei spun așa, domne, de fapt, ajunge să se producă ineficient pentru că în costul de producție nu se ia în calcul și nu se ia în calcul și costurile astea dispersate care s-au vărsat în afară. Ok. Dar ce e de fapt externalitatea negativă? Uite, hai să dăm așa un exemplu. Deci să zicem că eu vorbesc cu Alexandru, da? Uh -huh. Și vorbim cu Alexandru că eu sunt o persoană mai caldă și așa pun mâna pe el când vorbesc cu el. Da? Pun mâna pe el. Și dacă Alexandru vorbește cu mine, eu pun mâna pe el și vedem dacă acest lucru este poate pentru el. Poate să reprezintă o externalitate negativă, da? Acum, dacă noi facem chestia asta de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ori, el nu zice nimic, da? Aia deja nu mai e o externalitate negativă, e un cost asumat de Alexandru, că subvenționează. Dacă eu pun mâna pe el prima oară și el îmi zice mai pui mâna odată, ți-o tai și ți-o trimit în poștă înapoi, da? eu deja o să știu că Alexandru are o problemă cu chestia la asta. La cap! <laughs> da? ce, ce încerc ce să spun este că externalitățile negative, dacă ăia care le suportă se plâng, înseamnă că sunt agresiuni? Dacă ăia care le suportă nu se plâng, e ca și cum își dau consimțământul retroactiv și dacă vrei neapărat să păstrezi pe asta cu costuri, îți subvenționează activitatea de producție. Da, da. Nu există altceva din punctul ăsta de vedere. Mă rog, greșeala lor e că negative. o asimilează piețe. Ori ele nu fac parte din poluarea, nu face parte Fa din Piața libertariană. Sunt, sunt agresiuni. Da atunci agresiunea e, nu face parte din nu faci da, parte da. în piață, dar yes. dacă tu accepti, dacă tu nu spui, mai agresiune, da. afară și Draga aer în zice, uh, ador mirosul de napalm dimineață, da? da. Să <laughs> da. aducem aminte, da, un joc atunci clasic. nu e poluare, nu e poluare. <laughs> da? Aia deja nu mai e, că ți, se place. Ai zis, da, vreau, Las mai mult. Preferințe. E, și prin extensie, eu aș forța puțin ideea și a zice că dacă externalitățile negative nu există, adică pot fi categorisite în felul ăsta, și externalitățile pozitive trebuie să aibă aceeași soartă. Ori sunt bunuri, ori sunt bine făcut cu forța care e tot o agresiune, da? de mi-a spălat mașina. Păi și ce vrei? Păi eu vroiam să, vreau vreau, și vreau, vreau să, vreau. Vreau să nu mă spelez. Nu da, pună mâna pe alta e. de pozitivă. E o agresiune, da. E o agresiune, da? Că evaluarea... Din nou, evaluarea trebuie să rămână la same, same. la omul care face evaluarea, e, nu la tine. am prin definiție de acord. Problema e că nu... Nu se face chestia aia, știi? Ia, Asta ce vrei e. să zici mai departe? Ori costul e subvenționat de ăla. Or Ori costul e subvenționat de, de producător. Eu mi-asum că vreau să trăiesc într-un într bloc care are o grădină cu trandafiri. Nimeni altcineva nu vrea, mă duc și plantez trandafiri. Ea dracu. eu, da, alți da. sunt free riders. Da. da. Dar ideea e că se face ca am vrut eu. Pentru că mi-asum costurile respective. O. Uite aici se vede cât de greșită e perspectiva asta. Asta se aplică și la apărare. Asta că, că dacă ai niște... Mai beneficiază și cineva, știi? Da. Nu știu, Vali face o faptă bună și eu mă bucur că i-a dat niște bani la un cercetător. A, ah, păi înseamnă că se minimizează, nu se mai face aia că... Că m-am bucurat Vali, da, Vali <laughs> estimează. Nu poate internaliza externalitatea mea pozitivă și nu mai face chestia asta. Deci, deci, ca și cum n-am avea chestii care mai sunt și gratis, știi? lumea asta, știi? Îți place un bloc, îți place, nu? Știi? Ăla nu mai face bloc, se gândește, ah, stai că trece vari pe acolo și îi place. Da, fă-o. geamuri toată sunt. Nu-l poate taxa, uh. nu-l poate taxa, că, na? E, și ca să ne ducem spre următorul subiect, zicem următorul lucru. spunem așa că economiștii, unii folosesc termenul de market failure ca să descrie situația unde structura de incentive existentă creează un conflict între interesul personal și uh, această eficiență fantastică de a scoate cel mai mult din resursele disponibile. Uh -huh. Ceea ce, așa cum am zis și în alte ocazii, nu există pentru că felul în care spui chestia asta, agregi dacă piața e, piața liberă, da, atunci se, între, se îndeapsă. Păi nu, că nu se întâmplă. Nu, asta e ce vrei tu. Nu se întâmplă ce vrei tu pentru că, așa cum am spus și eu, poate că nu ți-ai dorit destul să stai într-un bloc cu trandafiri. Uh -huh. E în favoarea lui e că și o majoritate vrea asta, el așa se pare. De vrea și o păi, majoritate. Din nou, treaba dacă majoritatea da, vrea, poate că nu vrea să plătească prețul ăsta și atunci nu vrea o majoritate. Am Putem să. A, e... dacă e taxe, nici ea nu vor. Nu? Exact, mm -hmm. Da, exact. Dacă trebuie să-i taxezi, nu vor nici ea. E, el zice așa, că aceste market failure-uri de care noi am spus că nu există, dar ei spun că există, creează potențialul ca să vină guvernul să-ți crească eficiența economică. Și aici joacă e un joc foarte frumos și zic, hai să hai vedem cum ia guvernul decizii din punct de vedere economic. Că este acest potențial. Deci hai să zicem, hai să, hai să acceptăm de dragul discuției că există potențialul că undeva piața nu face economie corect și există potențialul să eficientizăm. Corectăm. Există da. potențialul corectibilității. Poate guvernul să aducă această corectibilitate? Și vine și dă următoarea capitol despre. <sus> viața politică și. Cum... A, alocarea politică a, a resurselor. Prin votul, sfânta democrație. Și aici da. începe cu un citat din Sol, foarte bun, zice așa. Prima lecție în economie este scarcenuria. Da? Nu există niciodată destul ca să satisfacă complet toate nevoile celor care doresc, care au nevoie. Prima lecție a politicii e să uiți prima lecție din economie. Da, și după aia dăm un exemplu cum funcționează democrația. Avem cinci oameni, trei votează un proiect care aduce beneficii de 2 dolari pentru fiecare și, să zicem, 7 dolari doar la alți doi. În cei cinci. Impune costuri de 5, la 5 la doi dolari la... Doi. Pentru ceilalți doi. Da. Cei trei, cărora nu ni se impun costurile, vor vota să obțină cei 2 dolari fiecare. Este gratis. Este gratis. Aici discuția e una veche și zice noi felul următor. Domne, răspunsul lor economic este în agregat, ai beneficii de 6 dolari și costuri în agregat de 10 dolari. Societatea în sine, în agregat, e mai săracă cu 4 dolari. Un s-au dus. Îi găsim noi, stați liniștiți, s-au dus la birocrați, nu, nu s-au dus ei, nu au dispărut, banii nu s-au ard. Da, e vorba de a demonstra o ineficiență, da? Cumperi o mașină de făcut pâine și faci și cumperi făină de 5 lei și scoți pâine din ea și vinzi pâinea, nu poți să vinzi pâinea de scoasă din de făina de 5 lei, o vinzi cu 3 lei, că asta e, așa e cererea, de exemplu. Așa funcționează ineficiențele de genul ăsta, oh, da. da? Poți mai puțin bani decât bagi în de lume. Cum vorbesc ei de market failure, ar trebui să vorbească și de... Government failure. Păi vorbesc, îi spun government fac, fac failure asta, la un moment dat. Da. Dar. Că... dar dacă government poate să e în halul ăsta și lumea înțelege chestia asta. Poate să pierd bani, să aruncă... Nu că nu înțelege, că vine socialistul și spune așa Tu ai descris un lucru care e foarte simplist așa, Aha. dar de fapt oamenii ăia care câștigă sunt săraci și ăia de la care se ia sunt bogați și noi redistribuim în felul ăsta avuția și facem un lucru bun. Și atunci tu vii și le spui bun, hai să zicem că sunt 5 găligani și o doamnă care se întâlnesc seara într-o aleie neapărată da? și votează dacă să aibă un encounter sexual sau nu. Deci o să fie, și o să fie o redistribuire. Și o să fie o redistribuire a accesului. Adică dacă tot ne place, l-am ascultat pe Haidt de curând și a, a punctat o chestie foarte tare, Jonathan Haidt, A punctat o chestie foarte tare că tot felul de categorii au fost băgate cu forța în în ideea asta de de victimă. Na victimhood. Deci, cineva care e un pic deranjat, dintr-o dată, pac, eu o victimă. Hai să luăm apărare. Ne plictisim. Și așa, atunci, coerența, dar. Depinde de la cine cerem noi coerența. Vine, adică coerența ar face exact ce zici tu, să redistribuie vine lumea. Și zice, Vine lumea și zice, dacă tu te opui, Viz, vizi vine lumea, dacă tu spui, domne, democrația nu este o. Hai să zicem că zice așa. Uite, îți dă exemplu ăsta și spui, domne, nu e ok. Vezi, înțelegi de ce democrația nu e ok? Și eu au două opțiuni, ori să o vând pe asta cu nu că se face un bine, da. să o vând pe altă cu, domne, ce ești antidemocrație? Nu, eu sunt antifurtișat. Dacă se poate să nu avem furt, asta e ce mi-aș dori. Ma, deci ai, ai, niște probleme la nivel, de, la nivel fundamental de imagine asupra uh, lumii. Da? Deci ai, ai socialiștii care zic You didn't build that. Deci trebuie redistribuție. Nu există proprietate privată pentru că... X toți, toți to doubt? X trebuie... Da. Nu știu. Vrei să zic? Vreau să zic că nu sunt de acord cu premiza. A, ah, da. păi nu. Dar ei ei asta... Eu eu trăiesc, eu mă lupt cu acest om de paie, acest socialist de paie, eu cred că el... Eu cred că ei asta zic. Deci de aia nu e corect. Hmm? Cam asta zic, nu e de Da, e, paie, e ok. De de e... când exagerezi. No, da, ca, să, ca să, nu mă, să, nu mă, umflu pe. Zice, mă, societatea e a tuturor. Cum să fii tu proprietar privat? Ok, îți dăm voie să gestionezi niște chestii, dar mai dă și aici. Noi trebuie să re redistribuim. După aia mai ai o categorie de oameni care sunt mai puțin socialiști, da, care zic... Doamne, societatea asta nu e a voastră și nici a copiilor vostri, al lui Dumnezeu, eventual. Și atunci trebuie să faceți ce am înțeles noi că vrea Dumnezeu, <laughs> care asta e o durere. Uh, și după aia ai... Ce încercăm noi să facem o coerență aici în care ai individul care ia hotărât și... Bine, și, dacă, și, dacă, și îi pui exemplu ăla cu uh, alea întunecată, da, el zice, domne, nu discut chestii din astea așa grosieră, mă înțelegi, eu nu pot să... Adică cei de, de ce trebuie să faci... Apel la retorică. Ah, nu? Ah, Hai să discutăm principii. De ce trebuie să fie asta un Principi? apel la retorică? Și okay. partea frumoasă este Sunt așa că... Începe, empiric, dacă vorbim empiric, de principii. Empiric vorbind, redistribuția asta sexuală s-a întâmplat deja. Adică în Germania, când s-a discutat cel puțin, s-a luat în discuție în anumite comunități locale... când era criza cu solicitanții de azil și migranței și tot, să-l dea bonuri ca să se ducă la bordel. Asta, a. între noi fie vorba, a fost ticluită ca idee că poate dacă ăștia pot să-și regleze problemele hormonale <laughs> într-un mod reglementat social, că în Germania e ok cu prostituția, Poate în felul ăsta nu se mai audă fetele germanilor din comunitățile respective. Did not deci quite incredibil. work out that way, dar... Deci incredibil, cu tot timpul pun, pun carul înaintea boilor. Deci incredibil. Păi de, ce vrei să se pune ei în față? Da, nu se poate. E... nu no, auzi, să voiam mai devreme să zic o chestie. Că m-am trezit într-o zi, cineva zicea, Doamne, vreau o țară ca afară, uitați, să, în Germania se poate. Și m-am trezit re replicându-i în capul meu, Păi tu te în Germania dacă îți place. Și m-am gândit, hm, dar mă trimite în Somalia. <laughs> da, da. Și... Da, da, mie nu-mi nu place în Somalia. În Somalia exact, dar tu ai da. zis că e frumos acolo, <laughs> dar eu nu am zis că e frumos în Somalia sau în Ok. <laughs> mă rog, e... Poate găsești asta în Somalia mai liniștit decât în Germania, știi? Ce zic ei despre democrație? Prima, care e contrastul între, să zicem, democrație și stat? Da? Î uh, scuze, democrație și piață. În democrație, majoritatea decide. În piață, ai voluntariat. Sau, cum îmi place mie să spun, Fiecare unanim, unanimitate. Da? Fiecare decide. Toate părțile, toate părțile implicate într-o tranzacție decid unanim. Dacă yes. discutăm despre nu că sunt externalități, păi, care implică pe alții în tranzacție, pe păi ei au se plâng și atunci e o agresiune. Sau nu se plâng și atunci e iară unanim. Ne apără că nu sunt bani. Sau se plâng, dar <laughs> plângerea e o prostie, știi, mă plâng că nu știu, Alexandru și al nu știe casă, știi, sau. <laughs> da. <laughs> Eu um, Bine mai este e. o da. diferență și anume atunci când statul intervine, da, prin măsuri politice. Are o soluție de tipul one size fits all, pe când da. piața poate să producă rezultate în funcție de fiecare client sau fiecare... Cam asta aici și valic. Bun, și a doua, al doilea lucru care reiese din democrație și care ne, dă, ne batem noi, sau mă rog, nu știu dacă noi, dar eu cel puțin mi-am dat, mi am bătut gura de pomană peste 12 ani de zile deja, dacă nu mai mult, nu mai mult, mai mult deja, sunt 15 ani de când fac gura pe tema asta, Uh, Poate n-a fost de pomană. În democrație, aveți o, voi toți aveți o problemă. Voi toți ăștia care aveți puțin pretenția că sunteți educați, aveți o problemă cu votanții PSD-ului, de exemplu, sau cu votanții, acum mai noi cu votanții lui Aur, sau cu votanții lui Șoșoacă. Domne, că sunt proști, nu, nu se informează, nu se gândesc la lucruri fine și nu iau în calcul chestii de genul ăsta. Fine, adică europene. Din punctul, din punctul ăsta de vedere, două lucruri. Voi sunteți la fel de proști informați cum sunt și ei și doi, acest lucru este normal și rațional. Ăsta este comportamentul pe care îl determină democrația la nivel mare. La nivel mic, de genul... De asta, pentru asta, noi libertarienii Aplicăm sau avem soluția descentralizării. Decizia cât mai aproape de cetățean, nu chestii de genul, a nivel de țară. Decidem un președinte, domne, avem nevoie de unul, care să stea acolo, să ce, să semneze niște treburi, da? Nu. Trebuie să decidem uh, legile. Hai să uh, împuternicim pe unul, numele nostru, să facă să, câți să fie. Păi voia unii 100, voia unii 400, voia unii 300, 300 acum sunt 400 și nu știu câți, și așa mai departe. Și răspunsul e puțin, frate! Puțin rău! Câți oameni ar trebui să aibă Parlamentul României? Toată populația României. Democrație participativă, da. De ce? Pentru că, și care, care e toată ideea pe care o sumarizez și aici? Posibilitate. cu cât crește și se diluează, cu, cât crește numărul de votanți, se diluează puterea votantului. Prin urmare, el nu are dacă... E rațional să nu-și bată capul. E rațional să nu-și bată capul pentru ce dă votul. El mai nu ar trebui... să avea o lumea. recent. Ar trebui votul obligatoriu. Yes. Și crezi că responsabilizezi mai... Adică sunt deja unii oameni care nu-și bat capul într atât încât își bagă picioarele în dreptul lor de vot și nu vin să voteze. da? Eu spui, nu, nu, dacă ai carpă ăștia la vot, care astăzi nu-și bat capul nici să vină să pună o pilă, chiar dacă nu se informează, nu, atunci ei sigur vor fi responsabilizați. și va, Nu, va scădea calitatea votului, nu va crește, va scădea. Să mai culoște, cool, dacă nu votează, da? <laughs> ai votat? Yeah. Nu, pentru că tu atunci când votezi Presupui măcar că ai un Din alegerile Care ți sunt prezentate Evaluezi alegi și alegi una Pe când ăștia care nu votează Nici măcar nu-și bat capul să evalueze Sau evaluarea le dă cu atât de zero Încât nici nu-și bat capul să vină să voteze Ia asta zic, poate sunt superiorii IT-știlor și psd Eu Chiar <laughs> <laughs> două blocuri. <vlog> da, <laughs> poate. Dar dacă, A, îi, tragi la vot, dacă <laughs> îi tragi la vot, dacă îi tragi la vot să-și dea cu părerea pe, pe aceleași alegeri care, pentru care n-ar veni, îți dai seama că pentru ei costul este și mai mare versus beneficiu estimat. Adică își dau dar și nu, mai puțin Nu te părere. gândești că totuși câștigă? Uite, la argumentul ăsta e celebru. Nu, nu te informezi că nu câștigi. Simți că nu influențezi, simți că nu primești. Mm. De ce Ana am ajuns la grupuri de interese? Dacă câștigă, că interese. nu apucasem să, să duc până acolo, de dar un dar... pensionar nu câștigă. Da, de ce nu-și fac grupul de interese? Păi bine, facă. Ca? Costul de coordonare și câștigul în sine de la final nu se poate distribui la atâția. Da? Trebuie să fie un câștig care poate să fie distribuit astfel încât să fie un câștig semnificativ ca să-i mobilizeze pe oameni. Nu captează. Da. Partid. Da. Deci, cei care captează își fac partid. Da. da. O... Își fac un grup de lobby. Și toți tot tot fi firmierii din Cartic România, da? Să duc 10 băieți acolo. Deci va nu prea partidul fermi fermierilor lui. care a fost deja creat sau urmează să fie creat în România? Nu? exact. Da, bine, cu ah. igelă la care să ah, s-a okay. pe tractoare. Ah, okay. Da? Ăla e. Ăia captează, nu toți fermierii. Nu, mă referam în... Toți fermierii cum, cu, de, de exemplu, botul, și ca fraierii. Aici, a... cum genul... Asociațiilor oamenilor de afaceri. Câți mm -hmm. oameni de afaceri sunt? Mm -hmm. Exact. Cât sunt aceia sindicaliști, trei sindicaliști care. Da, dar mă referam la. în America, deci acolo nu este partea fermilor, da? Ei aș fac un lobby care au un buzunar. Ei da, fac Partidul <laughs> Republican și ei care își fac un lobby, câștigul se concentrează la ăia care își fac un lobby. Nu se duce până la orice fermier. Da. Dar nu. Asta e argumentul. Nu, zic da, mai da. trebuie. Așa, da. da. Practic, deci, deci integrezi, beneficiile, dispersez dispersezi costurile. Dacă tu da. reușești să dispersezi beneficiile, nu mai faci treaba aia. Da. Fântii 2 dolari și pentru 2 dolari nu. Da. Și asta fac ăștia, ce-o exact asta fac cu orice politician. E, și <rânțe> îh, acum urmează o mică parte din carte în care ei se concentrează pe framework-ul constituțional al Statelor Unite care de deci, ce analizează exact chestia asta și ajung la concluzia că de fapt mă rog, concluzie despre care noi am mai discutat și când vorbeam din cartea lui David mm. Friedman, Mașinăria Libertății concluzia e că de fapt statul îi fură pe mulți câte mm -hmm. puțin și dă la grupurile de interese mm -hmm. câte mult mm -hmm. Urmând, ca și birocrații să-și păstreze partea lor. Că dacă vă întrebați unde se duceau Ăia patru lei uh -huh. care lipseau de la analiza inițială, în bozonarul birocratului aparatului de stat. Nu trebuie să împartă să și ei acolo? Ei, păi, păi, Da. unul după aia nu mai face. Dacă e, parte. Și ei spun așa că părinții fondatori ai Statelor Unite au fi încercat prin Constituție să. Limiteze intervențiile statului în, în economie. Dau niște exemple aici de pă, amendamentul 10, care spune că doar puterile enumerate efectiv în Constituție se dau Guvernului Federal și restul rămân cu statele și cu oamenii. <laughs> Li s-au luat de nu se poate da? și că nu ar trebui să fie adoptată legislație care să imper the obligation of contracts, care să împiedice aplicarea obligațiilor asumate prin contracte, asta s-a rezolvat. Și autorii dau cu arată cu degetul, așa cum am arătat și noi, la curtea constituțională și la faptul că erodează. Erodează sanctitatea constituției în sine. Problema și la asta cu grupurile de interese și cu birocrații care trebuie ținuți în control prin Constituție, nu? ca să sunt următoarele subcapitări. Birocrații care călătoresc de viitor uh, prin împrumută. Da, mă rog. Uh, deja amândouă. a cam un punctul yes, yes. 5 care zice că de grupurile de interese vor folosi procesul democrat ca să scoată, să-și extragă favoruri la nivel politic. Da, și problema de cele mai multe ori e că Constituția n-are dinți. Și toate... Și cu o grămadă de legi de altfel. Avem și noi exemple pe la noi în care e lege cu tare. Nu o pune nimeni, nici ei nu o pun în, în operă. Proprietatea este garantată în Constituția României da, da, exact. Până la... Da, până și celea. nu știi că mă uitam, <laughs> apropo de chestia asta, mă okay. uitam pregătim mă pentru episodul de astăzi. Asta e să văd dacă am, lămas, sau că am lăsat deschis tabul sau nu. Uite, încă o... Deci toate prostiile care le fac guvernanții, lor le au costuri. Și costurile astea, lor le e frică să le, să le extragă prin taxe. Pentru că se văd imediat. Și așa ei preferă tot timpul să se îndatoreze, da? Datoria... E preferabil întotdeauna taxării. Da, mă rog, până ajungem la ea. Da, auzi, uh, apropo apropo de, de, proprietatea de proprietatea aia care era garantată, nu știu dacă noi am mai zis în cu alte ocazii Constituția din 1866 sau să mai discutat despre ea, uh -huh. în care zicea că proprietatea e sfântă. E, Am avut uh, curiozitatea să o caut. Și articolul în, ca, în, ca, în cauză spune așa, e vorba de articolul 19. Și așa. În ce constituție? 1866. Așa. Da, da. Zice, proprietatea de orice natură, precum și toate creanțele asupra statului, sunt sacre și neviolabile. Punct. După care urmează, din păcate. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică legalmente constatată și după o dreaptă și prealabilă despăgubire. Prin cauză de utilitate publică urmează a se înțelege numai comunicațiunea și salubritatea publică, precum și lucrările de apărare a terei. Adică, poți să să-ți iau pământul dacă am de făcut o autostradă, dacă am de făcut o canalizare sau dacă am de făcut un fort. Da? Proprietatea este sacră și neviolabilă. Legile existente privitoare la alinierea și lărgirea străzilor de prin comune, precum și la malurile apelor, asta e în continuare, în același articol, ce curg sau pe lângă ele rămân în vigoare. Legi speciale vor regula procedura și modul exproprierii, expropriațiunei, liberă și neîmpiedicată întrebuințarea râurilor navigabile și flotabile, a șoselor și altor căi de comunicare, este de domeniu public. Dacă vrem să știm de unde sunt drumurile domeniu public, uite Constituția din 66. Yeah. Deci. Și dacă apropo de Constituția asta, tot de acolo ni se trage și următorul asta făcând doar așa o mică uh -huh. paranteză, articolul 23. Învățământul este liber. Libertatea învățământului este garantată întrucât exercițiul ei nu ar atinge bunurile moravuri sau ordinea publică. Represiunea delictelor este regulată numai prin lege, se vor înființa treptat școli primare în toate comunele României, învățătura în școlile statului se dă fără plată, învățătura primară va fi obligatorie pentru tinerii români, pretutinde în unde se vor afla instituite școli primare. O lege specială va regula tot ce privește învățământul public. E liber, dar obligatoriu. Tare! 66. Constituția aia care, la care mai visau unii, că e, mai mai deci, deci, ce, ce au zis oamenii ăștia? Că trebuie apărat uh, domnii economiști. Ce au zis? Trebuie apărat contractul. Asta e o uh, înțelegere a voințelor între doi oameni sau mai mulți treaba lor poți fi un contract un uh, cadru, whatever, nu ne intrăm în amante. E că Constituția asta nu este un contract. Eu n-am citit și semnat aceste prevederi. Da? sunt niște lucruri pute de cineva, la fel ca și legile următoare. Deci legile astea sunt făcute păi sunt făcute de reprezentanții nu știu ce ai tăi. De unde? Am un contract cu el, cum mă reprezintă el pe mine? Ce mandat are? Păi i-ai pus stampila pe el. Nu, n-am pus-o pe el. E, Dacă n-ai pus-o, n-ai voie să te plânge. <laughs> păi tocmai că n-am pus-o. Pus Chiar dacă ai pus-o, și chiar dacă n-ai pus-o, poți să renunți la contract, exact. Să zicem că ai avea o formă ciudată de contract. Nu vezi, trebuia să vii și să votezi pe altul. Uite și guarda. Dar nu-ți place să fii candidat. Păi eu nu, dar poți să ai poliarhismul ăsta în care eu îl votez da. pe unul și să mă, să mă guverneze ăla. Și care au votat pe cutare să-l vote, ăla să-i guverneze pe ei, ai niște concurență, ia uite ce frumos. <laughs> Uite, nici doar nu e de parte de Constituția aia citată de Vali, pentru că și el zice ceva de genul, să-ți dea la prețul pieții. Da, și da, gândeam, da. păi poate eu, nu știu, aștept să crească de 10 it's, ori valoarea, știi? De ce it's it's... să dea la prețul pieții? Exact, exact, poate jos de ai... despăgubire. Asta, dincolo de argumentul ăla care spica prima oară, poate are valoare de sentimentală se, sau nu știu, știi? <laughs> nu, dar putea să fă, ți imaginezi o chestie ca, prin, ca în acțiuni, ca pe piață. Să zici, eu vreau să vând, faci un, faci un short, dar pe termen lung. Deci eu vreau să vând această bun proprietate peste 10 ani. Păi și cât crezi că o să fie? Cam atât. Mult. Trebuie să-ți dea statul astăzi. După aia, peste 10 ani, o doar etapă a contractului. Vedem. Mai trebuie să dai tu înapoi sau să-ți dai ei mai Uite peste. că ei care sunt liberali nu sunt cu mult diferiți de... Ei, hey, și exemple, date pe aici sunt de pork Barrel și Log Rolling, pork Barrel e nu, în care îți condensează într-o lege, eu, eu un joc politic în care îți condensează într-o lege și prostii și lucruri pe care ți le dorești ca să, să convingă, convingă lumea să urqueze. Te bagă pe toate laulă. Orice loc. program politic e clar că nu o să-ți placă. Îți placeți o chestie, dar are tu. Așa, log rolling e o chestie în care să înțelegă ăștia să voteze... O mână spală pe alta. O mână spală pe alta, să voteze, eu îți votez legea ta, tu îmi votez legea mea, în felul ăsta stabilim o majoritate și fraierim pe ei alți care ar vota împotrivă și la una și la alta. Ceva de genul ăsta. Exemple date de asemenea situații sunt prețurile la... A, ah, uite, asta e o chestie de pe care n-am apucat să vorbesc. Hmm. Că ziceau ei că intră cu reglementări și uh, că guvernul. Mm. Că sunt anumite locuri în care guvernul ar putea să intre și să reglementeze. Și răspunsul era bun, dar vorbim că nu reglementează accesul pe piață. Și atunci okay. ce o să reglementeze? Prețurile? Prețul minim, prețul maxim? Păi exact. Abu Puteți să vă uitați la, la acolo când discutăm despre Hazlitt, episodul greu cu prețurile, uh -huh. vorbim și de, de tema asta. Așa. Revenind, uite aici unde guvernul reglementează prețurile sau planifică economia altfel, dă exemplu de zahăr, de industria zahărului, unde producătorii de zahăr primesc cam 1,7 miliarde de dolari pe an da, consumatorii se estimează că plătesc cam între 2,9 și 3,5. Restul banilor, cum am zis mai zis de... devreme, la, la aparat birocratic. Le îi subvenționează, da, le pun și prețuri mai mari fixate, să, da. Fixate, da. și după aceea, din cauza că prețul este mare, la consumator, să zicem prin școală sau nu știu unde, subvenționează pentru ca prețul să fie mic. Deci, cap cap. cu bani și pe o mână și pe alta, pe alta. Și să deci, tot. Deci avantajul lor este că ei, ok, așa incompetent cum funcționează, la guvernul, ei știu ce se întâmplă și în stânga și în dreapta. Păi când oamenii aia din stânga nu vorbesc cu ea din dreapta, și ei se uită cât costă aici. Ia este uitați, azi. e gratis! A, extraordinar. Exact, ce am discutat mai devreme, e parte a. Uh, serviciului... Uh, nu, scuze mai, e universal. Pe... Da, am spus Este rezultat al agregării democratice a votului. Yes. Nu, nu ai de ce să-ți bați capul cu toate detaliile astea. Oricum, tu nu poți să intri să le schimbi. Yes. Pe când, pe piață, poți. Nu mai cumperi de la... Face unul chestii nașpa, nu mai cumperi de la el. eficiența transferului de la unii la alții are și are foarte mare costuri. Îi demotivează. Apropo de eficiență, Atunci da. când tot taxezi pe unul care muncește, ala începe să producă din ce în ce mai puțin, iar la care primește, începe de ce să muncesc. Deci, e stricat pe ambele părți. Și... Abutia națională prost, agregată, PIB-ul da, liber. Mă, deci ajutoarele astea sărăcie. Sigur am mai zis-o Mă, deci, deci care, da, e, care, care e ideea oamenilor cu plasa de siguranță? Că de deci ce asta îți vinge? Nu îți place că îți faci o salată de cuvinte și zice, trebuie să ajutăm oameni care nu știu ce, plasa de siguranță cu tare. Ok, plasa de siguranță, ce vrei? Vrei să-i dau o linie de credit? Deci, nu mai are slujbă, îi trebuie bani să inerția, nu știu ce? Ok, îi dăm, îi dăm bani împrumut. Nu o problemă, îi dăm bani împrumut. Păi, da, să nu aibă dobândă mare. Bine, să prietenul nostru, îi dăm fără dobândă. Să zicem. Treaba nu noastră există. ce există. Știu că nu există, că atunci o subvenționăm noi, da? Mă rog. Costul banilor, da? Dar să zicem. Dar chestia asta cu să-i dai și alui alt, e de aia, mă, mă rog, că invit pe oameni, whatever, să să gândească mă, care e punctul meu de vedere despre viață, despre lumea asta. De ce? ce corect cum ar veni pe lumea asta? Pentru că altfel, cum să te gândești să iei de la unul, să-i dai la altul? Deci dacă, dacă zici, hai să ne ajutăm aici toți între noi, uite, ca la apărare, ne ajutăm toți împreună, tragem la aceeași căruță. Ok, ăla nu mai poate. Lasă că trag eu pentru tine, îți dau, dar după aia îmi dai înapoi. Știi, asta mi se pare. Ce vrei, ajutor să nu mori? Sigur că te ajutăm, că ești prietenul nostru. Ce vrei? Îți dăm bani, împrumut. Dacă vreau să-ți dau cadou, ți dau eu cadou. Ca așa vreau eu. Nu poți Uite să hotărești cum seamănă, să hotărească un reprezentant cadouge. Cum seamănă argumentele. Știi, care argumentul socialist? Că piața liberă nu oferă suficiente educații. Piața liberă nu oferă <cute> suficiente sănătate, nu oferă suficiente pensii, caritate. Suficiente! <cute> <cute> chiar apărare nu oferă suficiente. Eu de asta nu cum accept răspunde ideea. Cum, cum răspunde Uite, cum i-a răspunde omul cu educație? educație? Uite cum răspunde aici. Ce zice Oare la calitate? diferența între educație, sănătate și apărare? Da, socialistul poate insista, dar da, e prea puțină ce îmi zici tu. Prea puțin. Totdeauna e ceva? <laughs> da. Ceva nu e destul de decent sau nu e destul de mult? Păi, tocmai de asta nu ai un răspuns. Adică discuția se duce. Odată ce accepti mm. premisa otrăvită că criteriul de, de suficiență poate fi stabilit din afara pieții, mm. Nu mai ai cum să câștigi această dezbatere. Da, exact. Thank you. Nu pot că și din interior. Nu știu, o majoritate decide. Vrem atâta. Nu plătească. Să-i forțeze pe ei. Aia nu mai e o piață liberă. Ai agresiuni, nu mai discutăm de piață liberă. Nu, Da, vezi că. Deci stai, trebuie să luăm scurt de tot. Deci ai, democrația este o majoritate despre a hotărât... forță. Da, exact. Despre, despre forță. forță. Dar argum, argumentul folosit este o majoritate știe, agregă un fel de înțelepciune a mai multora și ne mergem toți așa împreună. Și atunci de ce vă plângeți când <laughs> partidul vostru e a 15% și ei alții au 40%? înseamnă că tu vrei să faci altceva asta apropo, și e ok să asta vrei să faci altceva de chestia asta. și hai, hai să, să ducem lucrul la exemplu, dacă majoritatea dacă o decizie majoritară este sfântă, că sanctifică dacă o decizie majoritară agregă voința poporului hai să presupunem următoarea situație, da? o presupunem, da? Mm. zicem mm, așa, mm, mm. mâine o majoritate covârșitoare, absolută, toți oamenii din țara asta își dau cu părerea că trebuie să te sacrifice pe tine și pe copiii tăi la zeu soare. Da? Tu, mâine, dacă, dacă nu fugi în dansând și aruncând copii în sus către locul de sacrificiu, înseamnă că nu consider că s-a agregat voința poporului. Și e ceea ceva mai important. ce oscilează ei, socialiștii? Da. Adică, uneori zic, voința e sfântă. De exemplu, dacă vorbim. avem o discuție despre, nu știu, privatizare sănătății. Nu, că nu vrea lumea. Majoritatea vrea să fie de stat și nu știu. Când sunt chestii. Hai să luăm pedeapsa capital? Parcă vezi că o majoritate vrea pedeapsa A, nu, stai, că nu e, decide ăștia. Ce? Da, da, da. De succes, știi. Bine. Când dat, e elitist când e... e. Asta, dacă nu dai de un socialist care are standard de duble, n-ai dat de un socialist. Ma, deci, duble, triple, quadruple, deci, dacă vreți, mai am. Da, exact. Dacă nu vă plac opiniile astea, și -alt. Ideea, ideea de spus pentru mine ar fi că oamenii vor să fie coerenți, că altfel îi apucă depresia. Deci la în viața lor mică, personală, de interacțiuni nu apropiate. Vor, nu vor, nu se află cu tine. Nu-ți ideea nu? până la capă, dar nu se cu tine. Ah, eu vreau să zic că de multe ori sunt invocate diferențele deci tu zici ai un principiu, uite e coerent îl aplicăm și aici, de exemplu piața uh, provides ah, zici să aplicăm aceeași chestie și la whatever, apărare, nu, no, aici e diferit și deci eu pot să caut să le, și după aia la el în viața lui îi zici, aplici același principiu de exemplu, nu știu îmi apăr copiii, mereu nu ai un principiu. Mi-apăr copii. Și după aia zici, ai vreo situație în care nu ți a copii? Nu. deci Nu există lucruri diferite? Că-ți inventezi și acolo. Care, adică că acolo că... e consecvent asta. La el acasă e consecvent, dar afară nu. Nu e. Pentru că premiza de la care pleci e greșită. Tu spui așa că oamenii vor să fie consecvenți. Nu. Dacă oamenii ar vrea să fie consecvenți, în trei ani am fi toți libertariani. Oamenii nu e asta ideea. Oamenii vor să evite <laughs> suferința pe care le-o provoacă inconsecvența lor. Ok, yes, da. Și dacă da, poate să evite, cu, și dacă poate să evite cu un cost mai mic decât acela presupus din a fi consecvenți, okay, yes. o să facă chestia aia pentru că pe moment. Ha, și votează. Și votează să subvenționeze idiosincrasiile. <laughs> uh, și să subvenționeze idiosincrasile. îmi aduc aminte că discutam cu un om apropo de chestia asta pe care că a, așa mi-am dat seama, oh. efectiv să -a, a prins beculețul. Discutam cu un om recent uh, nu știu, câteva săptămâni, hmm. în urmă luna Asta era și hmm. voi cu mine, tu și și tu. Și uh, ziceam așa că încercam să scot de la el următoarea apreciere. Dom'le, îl întreb, crezi că oamenii vor să fie apărați? Asta apropo și de ce discutam mai. Oamenii își doresc să fie apărați? La care el mă întreabă ce da unde vrei să ajungi cu asta? Nu, vreau să știu care-i părerea ta despre acest lucru dar unde vrei să mă duci cu cu, 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 cu asta? Unde mă turești <laughs> da. Zic, bine, hai să lăsăm asta. Tu îți dorești să fii apărat, să fii în siguranță, dar unde vrei să ajungi cu asta? Dumnezeule ah, okay. mare, dacă nici măcar asta nu poți să-mi răspunzi fără să mă întrebi. Dai seama, era atât de multă frică să da. îl tragi pe tărâmul consecvenței astfel încât să ajungă într-o situație cu care să ieși și să nu fie de acord în același timp, încât nu se putea nici măcar pronunța <laughs> asupra faptului dacă el vrea să fie apărat sau nu. Da, poate da, mă rog, e și un cosi. pe asta. Plus că nici nu ne-e clar soluția conserventă care e pe la urmă. Uneori like, ai cazuri în care... Nici nu... NAP. Nu, nu ne-e clar. Ne-am gândit un pic la treaba oh, asta. Nu, chiar e nap și era mari, știi, au fisuri și Nu. No. Bun. Hai, hai să, să ne întoarcem la uh, buget și deficit, spending și datorie. Da. Păi e mai ușor să faci deficit, deficit decât să taxezi. Pentru a face tot felul de programe care sunt contradictorii, sunt prostești, care creează chiar probleme celor pe care ar trebui să îi ajute. Uh, să zicem un program de asigurarea caselor. Mai ieftină mm. pentru cei care se află în calea uraganelor. Adică îi motivez să-și facă case acolo, pentru că în altă parte ar fi mai scump să te asiguri. Am zis de chestia cu subvenționăm, adică punem un preț mare la. ca să ajutăm pe producătorii de zahăr, după aceea subvenționăm prețul produselor dulci copiilor din. Ori de stat. Pe de stat. o parte vrei preț mare, pe de altă mic. Da. Ne Cum de răspunsul facem? e, păi sunt grupurile de interese diferite. Da, nu, da, da. Da. <laughs> nu, e nu e nicio ceară. Și ca să nu, mai de, și ecolo, și să nu mai vorbim de faptul că ei <laughs> nu, nu menționează aici, când -au, când au vorbit de zahăr, de impactul conex zahărului. Da? Faptul că în America este subvenționată puternic industria de porumb. Yes! Da care, între altele, e mai nesănătos decât zahărul, da, na. O mămăligă, toți suntem datori. Și americanii au cel mai mare rată de diabet. Nu în cauza zahărului neapărat acolo. Mă rog, da, Tot aceste interese și grupuri speciale de interese, ce fac lobby, duc la ceea ce socialiștii numesc uh, cronic capitalism. E, uh, neoliberalism? Neoliberalism e asemănă? Nu, nu prea, nu prea. E rar o, la Asta, noi asta e mai legat de de o metrie. etichetă. O, da, da, zici, până, până, zici până, până să ajungem la, la asta, mai este și uh, e un exemplu aici care mie mi s-a părut interesant. Ăla în care, domne, bă, ai 500 uh, de oameni că el folosea numărul de reprezentanți din uh, congres, că ai 500 de oameni care se duc la masă împreună. Da, e bună asta. Dar cum credeți că o să iasă nota mai mică? Ori, plăt, ori iau nota și o împart la toți, da? Plătesc la paușal, cum ar veni? Din de la început. Din și și de la început asta, da? Ori își plătește fiecare consumația. Cum credeți că o să iasă nota mai mică? Mm -hmm. Dacă citiți cartea, o să aflați să răspuns. a paușal, că plătesc ceilalți. Eu mă refer aici la notă, da? Că e vorba de nota cu care nenorociții Plate. ăștia uh, ne încarcă pe noi. -ne. ne încarcă pe noi. Bine, goarnele zice așa, e plătesc ceilalți. Toți ceilalți. Exact. Nu, dar de ce e subliniat în, în exemplu ăsta? Da, dau răspuns. Da. Eu mă rog. Este că... să faci altfel fără mm. să dai răspuns? Prea. Hai, atunci <laughs> da, asta e de am zis că ei știu de la început deci ei zic să ne ducem să mâncăm cum să facem? Plătim fiecare? sau să plătim împreună? și ce o să comande ei? asta era de asta crește, yes. crește nota de asta crește nota nu da. se comandă e. unul că mănâncă ca nebunul. Mm. No. <laughs> Vine cu o stuție, e, și mai ai, din este seria o, asta? este o reflexie a problemei comunelor. Yes. Lucrurilor Acelelași comune, lucru. da. Mai ai exemplul ăla pe care l-am mai zis și meritoriu pe tot, că altă treabă nu avem Un notele studenților, genul ăla de lucru făcut de profesori. profesor. și aici, aici, nu? Cred da. că zice a și aici, aici. Da, da, da. E același ca cu restaurantul. Haideți să vă... Face... Da. Vă dau unul aceeași notă la toți. Și ce o să se întâmple? Media o să scadă asimptotic către deci negativ. Eu, comand mai mult, cred că plătește Vale și Vale crede la fel, nu? Yes. Și am dreptate. Nici măcar. Este, rațional să comand mai mult. Este rațional să comand cât mai mult. Da. De ce? Că vine Pentru că îmi reduc costurile în raport cu beneficiile. Dacă eu plătesc tot ceea ce comand, da? E, aceeași, e același raționament cu pe vremea când de ce să încălzea lumea cu gaz mm. când au apărut prima oară repartitoarele. Mm. Gazul era încă la paușal. E? În unele blocuri încă mai e. Încă mai e, da. E incredibil. Da, nu e o păcăleală, este, nu? Că nu e o păcăleală, faptura. nu e o păcăleală, e, e rațional. E mai, mai puțin? Este problema comunelor, Costel, este rațional Că să consum ajungi. mai mult dintr-un obiect aflat în proprietate la comun decât ceilalți. De consum mai mult decât da, ceilalți de cu de, da. care împarți proprietatea. Păi nu, și plătești mai mult. Nu da, plătești mai da, mult. Bă, și da, plătești, plătești mai mult. Plătești. Ceea ala, să plătești, plătești mai mult. mai mult, dar... Decât dacă plăte plătești... mai puțin decât pentru același consum în proprietate individuală. Yes. Da. <laughs> Cum? Păi nu e la fel, da. Nu, că se împarte la, la toți. Alții, deci alții consumă mult și o, o să zici, mă, dacă tot trebuie să plătești mult că ăla a consumat mult măcar mă consum și eu cam ca el. Gândește-te așa, dacă noi ca plătim, fim, dacă noi plătim la comun, Costel, dacă noi plătim la comun o factură de gaz, da? Eu consum 7 kg, Gabi 3, tu 3 și el 3, da? cu totul sunt 16 kg de gaz. Da? O împărțim la 4, da? Eu tu plătesc, 4 chile, tu plătesc 4 kg, tu plătești 4 kg. Plătești 4 kg, tu plătești 4 kg. Eu am consumat 7, am plătit 4. Am ieșit pe, pe plus. Voi ați consumat 3, ați plătit 4, deși pe minus. Luna viitoare, deci o consumați 4. 4. Aproape, da. A, s-a să fiu o să consum eu o Dar putem să te întinzi, da, exact. Eu consum 14 în, în continuare, <laughs> eu dacă consum mai mult, câștig. <laughs> Pentru că atunci când ai o proprietate la comun, incentiva asta este și sursa problemei comunelor. Incentiva acționează în felul în care tu vrei să consumi mai mult din această proprietate decât cei din jurul tău. Auzi, deci rezolvarea la blocurile de, de astea comuniste este să pleci. <laughs> <laughs> Altă rezolvare este să da, se mute toți oamenii da, în bloc, valid, conștient dacă, de la început. Dacă ea consumă și mult și până la urmă nici ție nu-ți mai convine? Închizi gazul păi, și gata. puțin e, ăla Nu mai, nu mai puțin optimal nu, te nu, ăla, o te like nu Dacă <ră> să răciți cu toții, asta e. A, dacă <ră> să răciți cu toții, să rupe și o, Asta este punctul final al proprietății comunelor. Deci îi faci de pe aia, îi faci, dar nu-ți mai convine nici Nu, Dar ce <ră> no, de ce zic? Deci poți să ai, eficient blocul de locuințe? E eficient. Cum? Cum vor proprietarii? Și atunci ar trebui să faci un bloc în care să mute, eventual să-l și construiască împreună treaba lor. Să mute toți oamenii care vor să trăiască într-un fel să se să, să mute de la început împreună. sau Mă rog, să aibă niște se reguli. Să unul, să facă da. blocul. Yes, yes. Astea sunt regulile. Să yes. strâng cei care aderă la acele reguli. Yes. se strâng acolo. Da. Unul face alt bloc, alte reguli. Mai, acolo. mai ordine, mai laxe, se mai Trebuie lor. Pe blocului sau nu se fumează, este tâcă, că hai să discutăm despre astea, grupurile de interese și cu metrisme. Mm -hmm. Deși ne-am mai atins la ele, dar Asta e. întrebarea este de ce se generează, cine-i de vină? Sunt capitaliștii lacom care corup pe săracii angelici care intră în politică sau invers? Adică ambii sunt vinovați. Structura sau ce a fost mai întâi? Adică de ce musca trage la rahat? Cam așa e. E vina rahatului sau a muști? Natura, natura le-a reglat pe toate. Poziția libertariene ca rahatului, nu? Sau care... E? Ofertă. Poziția libertariană, da, exact. Asta e. Că e natura muștii să-ți facă chestia asta. A, și atunci da, dar, proprietarul dar atunci e contextul e... instituțional, nu? Sau ce? Exact. Da. Îmi pui pe unii acolo care asta vor să facă acolo, Ai să căutăm o altă metaforă. Și, ca să, și ca, să nu, ca să nu ne îndepărtăm prea mult de rahat, <laughs> na, și ăia care caută să devină rahat o fac pentru propriile lor interese financiare și bă, de în de mare de motivație. De de da? de cum de da. <laughs> da. Mă rog. Cam asta ar fi, Nu, no, mai, oh, oh. mai avem. Mai avem, mai ah, avem. Mă ce, chestia asta la... la... Variații pe aceeași temă, de fapt. Da, e adevărat că sunt variații pe aceeași temă, dar le trecem până în Ce vrei să Alexandru? Ce de... Mă rog, voiam să zic că um, ai, uh, ai servicii. Ce face guvernul? Servicii. Și oamenii lasă guvernul să facă. Că de ce e posibil asta? La ce răspund eu acum? De ce e posibil acest cometrizm? Păi pentru că cineva are puterea, în guvernul, sunt niște firme care zic. Păi acolo sunt banii. Hai să ne da, întreajăm. Eu, eu cred că și un simplu crede asta, că nu mai sta tu. Chiar dacă nu o crede mm -hmm. sofisticat ca mm -hmm. să sau ca nu ce. Programatic, da. Da, dar și el crede că nu. Au mm -hmm. pensii. Dar culmea e, culmea e că ai oameni deștepți care nu cred. Și te, te, te și miri de un pic. Nu mi-e clar răspunsul libertarian, de exemplu, critica mea prin care o ia. E posibil, pentru că mm. poziția lor e că nu e posibil. Mm -hmm. Structural nu se poate. Asta înseamnă market failure. Market failure nu înseamnă un faliment. Market failure înseamnă că nu, nu poți, se face. Nu se face. Da, nici apare, da. Mă gândesc cum sună tipul meu de răspuns, pentru că eu nu mă pronunț. un răspuns de tipul e posibil. De fapt e posibil. Înțelegi, poziția mea nu e că o să fie. O să fie gând. Știi? Da. Asta da. are bata. poziția mea e posibil să ai acea majoritate care să contribuie la yes. cerere. E posibil. Este posibil. Da, și de la poziția deci Deci tra... nu e că va fi cerere. Poziția lui Mises nu era... O care să fie. Lui Mises? Da, nu, el zice capitalismul livrează. Da. Dar nici el nu are în vedere că ăsta livrează așa, nu e cerere și el livrează pe acolo, știi? Da, da. Înțelegi? O de asta formulată mai clar, mai coerent, e că îți răspunde la o cerere și stau la niște preferințe. Ai niște preferințe, la stați să ce mai preferința de autostrăzi. N-apar. Sau, mă rog, nu atât de repede, de, de ieftin, de nu știu ce, dincolo pe piața apar, știi? Argumentul profitului și mă Și gândeam, cum e tipul ăsta de răspuns? E un fel de... E posibil, știi? Deci nu în mod sigur piața va genera, ci e posibil să ai acea creștere de cerere. Nu, sau ai putea să zici că în mod sigur, când ai cerere solvabilă. Eu zice... <fie> că discuția... Uite, nu mi-e clar nici dacă discuția e una empirică sau teoretică, e clar că argumentul lor e teoretic. Yes. Argumentul lor e o predicție exact. bunul la e ciudat slabă. Și... E o predicție slabă, dacă îl iei doar la că? nivel teoretic, e o predicție A. slabă. Că nu se face? Da. Pentru, că, A, pentru da, că, yes. că se apucă și uite, de exemplu, răspunsul atât al lui Costel cât și al, mă rog, de fapt comun, că l am ajuns mm. la el comun, am zis așa, că se va face în următoarele condiții, eu îți dau condițiile uh -huh. în care piața îți va oferi acest rezultat. Și tu vii și spui nu că e răspunsul nu e destul de exact, nu poți să dau. E da. prea vag. Nu pot să dau. Eu nu pot să nu pot să mizez. Deci eu vreau să știu. Deci ei ei strică așa, domne, dacă da. tu nu mi-spui mâine câți oameni da. o să cumpere covrigi de la acel magazin care vinde covrigi în Piața Unirii, hmm. da? Eu nu sunt mulțumit. Eu vreau să știu că se cumpără atâția covrigi și dacă tu nu mi spui și dacă tu vii și îmi spui că se vor cumpăra, mm -hmm. eu vreau să mi spui și cine îi cumpără. Wow. Și dacă tu vii și îmi spui ce sunt, sunt oamenii care vor avea drum pe acolo și vor voi să cumpere covrigi. Eu o să zic, păi, dar care sunt acești oameni? Cum mm -hmm. îi cheamă? Unde stau? Vreau să știu de la ei, vreau să am o confirmare, că se duc mâine să cumpere covrigi. E, scuză-mă, fratele meu. Tu ce părere ai? Se vor vinde covrigi mâine în Piața Unirii sau nu? Zero. Da, asta nu am simt. care e înțelepciunea <coughs> răspunsul austriac, pentru că el nu e ceva de genul, pentru că nu știm, știi, dacă... Yes. putem Înțelepciunea e că că nu știm. Despre natura umană, omul vrea să se apere, nu o să yes. stea chiar așa <coughs> în gruburi, știi? Dar nu poți face predicția, se vor produce atâtea oale. Poți face predicții de pattern. Dacă ai cerere, o să se facă, știi? Nu poți garanta succes. Deci nu poți garanta succes. Ce poți să spui e că e mai bun ca în stat. Bun. Uh, ca să trecem un pic așa în viteză peste. Deci uh, mai avem un citat aici a Alexander Teitler. Spune în felul următor. O democrație nu poate să existe ca formă permanentă de guvernământ. Poate să existe doar atunci, doar până în momentul în care votanții descoperă că poate să-și voteze subvenții din banul public. Din momentul ăla e o cursă între colapsul financiar al țării și bă, Revoluție sau abandonul democrației. Spune colaps sau loose fiscal policy, ce zice el. Principiul 8, am vorbit despre el deja, că transferul net de la recipient, către recipienți făcut cu mâna statului are beneficii mult mai mici decât costurile cu care se transferă. Dai, nu numai scurt și nu numai că e ineficient și transferă o parte, ci și ajută, dar am zis-o noi de multe ori, dar și ajută pe unii pe care tu nu i-ai ajutat. Adică birocratie. sunt oameni... Nu, bașca ca birocrație, dar birocrație după aia hotărăzi, de exemplu, tu dacă trebuie să dai charity, tu te uiți la unul și zici, bă, ăsta e un bețiv, nu-i dau bani. că bea, treabă, pe preferința mea să nu dau bani, să nu-i bea. Pă când statul zice vai, este o victimă a opresiunii sistemice, nu știu ce, pac și-i dă bani. Tu zici, păi stai, ce-ați făcut cu banii? Că nu. Iese lumea în stradă, anti-băutură, whatever. Știi, deci, complet ineficient. Mă rog, asta era. Așa. E nervant. Și ineficient uh. și enervant. Vorbește de războiul împotriva sărăciei, că uite e. câți bani am mai amintit noi, să cheltuiesc 80 de milioane de... nu-i destul. Și 80 de... nu 80 de milioane, 80 de miliarde, iarde, nu? Iarde. De, de când s-a declanșat războiul împotriva sărăciei și până în urmă cu nu știu cât timp când s-a încheiat analiza, 80 de miliarde, sărăcia n-a mișcat un cent. A, uite, scurt. că se măsoară relativ. Da, sărăcie e, e relativă. Săracii lor sunt mai bogați decât sărăcii aștia. Da, deci, dacă te uiți la toți oamenii care nu sunt săraci sau au ieșit din sărăcie fără aia care au făcut agresiuni, furturi, etc., cum au ieșit? Au primit chestii în afară de ecometriștii de mai devreme. Da? Deci, care și aia, o agresiune, e clar. Nu ceva se întâmplă în șelătorie acolo. Poate. Dar, Apropo de ajutoare pentru sărăcie, să ne luptăm cu sărăcia. Cum te luți cu sărăcia? Ajutând oamenii să poată să-și producă bogăția sau le dai pomană? Da? La noi se zice că pomana îngrașă, dar nu știu dacă e bine să... Mă rog. Ideea este că dacă le dai bani și nu-i ajut să-și facă jucării lor. Să se... dar argumentul socialist e că îl pui pe îl îndrepti. Că îl îndrepti, da, bă. Ai de niște școală, niște cursuri, de și intră în circuitul ăla sănătos. În promotor, da. În timp ce poziția neoliberală e... În contra, argumentul uh, Milton Friedman e că mai bine îi dai bani și lași să descopere dacă tu vrei să-l ajuți, dai frat bani, că dacă problema ta sunt că ăsta nu are bani să facă mm. ce trebuie, dai bani și hai să vedem că faci ce trebuie, dacă asta e problema. Da. E da. clar că nu e asta problema. Îi duce, și la e la, aparate. Că de asta... Ii duce la aparate, așa face niște cursuri europene, nu învață. Da, domnule, nu ți Dar dau. Serie, păi, nu o meserie, știi. nu ți dau bani, sau... îți, dau, îți dau ce vrei. Îți dau... Să mănânce și gura lui trainerul un covriga. Oh, da. Bun, și uh, se face tot aici și argumentul e absolut atroci că trebuie să discutăm despre el încă. Da, It... It's the current year, da? că economia planificată nu e, e prea complexă ca să poată fi planificată eficient, sau pentru calculul economic. Aici e un uh, citat din Adam Smith, dar e atât de lung cât o să spun doar atât: oamenii nu sunt piese de șah. Yes, thank you. <laughs> exact. Adică nu poți să îi muți pe tablă așa cum îți imaginezi tu, planificator central cazul împotriva planificării centrale economice a fost demonstrat empiric în toate țările fost comuniste inclusiv în România nu face altceva decât să ducă la sărăcie. De ce? Că n-ai prețuri De ce duce faptul că n-ai prețuri la sărăcie? Pentru că nu poți să folosești resursele în mod eficient Am mai avut discuția asta și în uh, capitolul 1 Acum, dacă nu le folosești eficient, ori nu se fac niște chestii, ori se fac prea multe chestii, păi doamne, producția aia păstor. Casa radio. A, ah, radio. Exact. <laughs> îți place casa, da. ce punctul 10 e cel mai tare, care e rezolvarea, concurența. Concurența reglează ca mecanism de reglare, chiar și în politică. Aha. Bine, aici la concurență ei zic că ar trebui uh, să ai descentralizare, că ce bine ar fi să ai descentralizare și oamenii s-ar putea muta unde, unde le convine. Aici eu nu sunt extrem de... de aici e cazul la, la Americii, știi, că statele, exact, aia, la asta vreau nu, să funcționează. Zic. da, da, funcționează, dar eu personal... Din California să mut în Texas și... Etic, etic. Ok, dacă n -ai, Dacă ai de, E bine să ai de ales când acasă n-ai de ales. Totuși, mie mi se pare că asta face un mic pericol moral din asta, în care zice lumea, a, da, mută-te! Păi stai puțin că eu sunt proprietar aici, aici e proprietatea da, mea. Respectați-mă, da. nu mă enervați. Dar, într-adevăr, dacă n-ai cu cine, te mai împuști. Degeaba facem. E mai intens să stai în. de. Da, exact. <laughs> dată, yes. se duce Mohamed, câteodată vine Muntele. Yes, da? yes! Corect, corect, corect. Care asta e o pildă despre. Încăpățânare, de fapt. Da. Right, ok, thank you. <laughs> da, și ce face competiția? Păi am tot vorbit. Proof performance, crești performanța, reduce costuri. Decentralizarea este, teoretic, ar trebui să fie însoțită de inclusiv de puterea de decizie, nu cum se visează în România decentralizarea ca fiind doar o structură în plus regională, Aha, peste toate rământ. celelalte adică nu așa Așa e gentilele europene de dezvoltare sau ce? Alea e. sunt mai centralizate, nu? Nu, mă refer la descentralizarea propusă în România cu regiunile să avem niște regiuni de dezvoltare, dar de Ileana. fapt Nu, e ideea uia asta Nu, e Nu, e noastră, a noastră Dar de fapt ele ar acționa ca o altă un alt loc de birocrație su supra-județean, dar pre-statal. Adică nu nu te... Nu, e la nivel de discursare asta, dar nu nu e sensibilitatea aia, nu e, nu e pe bune, știi? Are principiul subsidiaritatea în tratatele fondatoare, dar nu e clar că ea n-au nicio treabă birocrații politicienii de acolo și să-și cedeze. Nu, ei vor să construiască o identitate europeană. Tendința e să... Acumulezi puteri. Ce facem? Păi, uite, avem o pandemie, avem încălzirea globală, deci chestii care nu le poți rezolva. Nu rezolvi eu încălzirea globală la nivel de sat? Nu, trebuie să merg. La nivel de. <global> Iarăși, mă tem că odată ce accepti problema, nu o să poți să câștigi dezbaterea. Da, ce accepti premiza aia, nu o să poți să câștigi dezbaterea. Revit, revizitând încheierea capitolului, revizitează problema pusă cu monopoluri și vezi, există ocazia ca guvernele să facă treabă, dar nu avem nicio dovadă, ne nei spun nicio certitudine, eu a zice nicio dovadă, că e cazul că poate să producă guvernul așa ceva. Că alocarea politică, chiar și dacă e de democrație, are probleme organizatorice la fel de mari, dar chiar mai mari, am zice noi, decât piețele. Avem government failure mult mai des. Printre ei, ei spun, printre formele de government failure sunt faptul că votanții e rațional să fie prost informați. Când guvernul se ocupă de altceva decât de protecția drepturilor individului devine implicat în alocarea de resurse, se dezvoltă grupurile de interese și căpușeli și cumetrii, da, favoritismul o să încurajeze, favoritismul politic o să încurajeze risipa de resurse și uh, procesul politic tinde să fie orientat către termenul scurt dat de realegere, aici aș băga, o para aș parafraza chiar dacă ei nu-l aduc, un citat din Thomas Sowell, care spune așa că politicianul are două interese. Primul interes este să fie ales, al doilea interes este să fie reales. Orice altceva e mult în jos pe lista lui de priorități. Și în, acest, în, slujba acestor două interese, un politician o să promită orice, doar, doar să o strânge destui proști care, despre care vorbim că sunt fără motivație de a se informa a lumea, să-i creadă, să-i voteze și să le rezolve interesele. Deci uite, mi-a venit acum o idee, deci cât de bună vă să fie dacă abia mi-a venit. Dar deci, oamenilor cărora le place statul, dar să fie bun. Da? Ok. Puneți pe următorii politicieni, uite anul ăsta, da? Puneți pe următorii politicieni să Semneze un contract. Da? Ca să vezi că a făcut ce a scris în contract, nu orice altă, orice altă înțelegere, ai un contract. Sau? Sau? Sau să vină un politician să promită că o să bagi într-o lege chestia asta, că te duci la pâine, întinzi banii, primești pâinea, nu trebuie să semnezi un contract. Asta e înțeles. Se okay, da. asimilează votarea. Contract. Da, știu că asimilează, dar asimilează... Păi și, și pe exit și penalty care e? Că n-ai. Dacă ei fac template îți îți dă un... Da, da. <laughs> e, e țeapă. Ce aș uh, adăuga adică ar este că în final ei propun niște reforme constituționale menite să aducă, să readucă stabilitatea. Două treim, două treim, că mai Ce zice primul <laughs> dintre ele este că vorbim deja, îl aveam noi în Constituția de la 866, niciun guvern federal sau statal să nu deposedeze oameni, să nu exproprieze decât dacă plătesc full market value. Problema ar fi full market value now. Când? Da? Da. Plus, plus, că, plus că nu e full market value pentru că full market value e cu cât ar vinde o ăla. Adică dacă el nu vrea să o vândă, n-am rezolvat problema. B, dacă nu vrea asta, să o vândă, nu market. A doua sunt complet de acord cu ea și zice dreptul indivizilor de a, uh, a se da. angaja într-o afacere sau profesie sau să cumpere și să vândă bunuri legale. Putem să fim chiar, dar să. Așa, <gri> la <gri> un niște termene acceptate și stabilite în mod comun, nu va fi infringed același shall not be infringed cu hmm. puterea da. Second Amendment de Congres sau de state. Adică, practic. Ar face orice fel de licențiere ilegală deși, da, deși licenses, Adică they exist, shall not be infringed, e același lucru. Nu știu, adică contează și curtea constituțională, cum ar face implementa, cum ar face interpretarea. Al treilea, Cong congresul nu pună taxe sau cote pe importuri și exporturi. Yes, nice. Asta ar zice că e destul de clar. Da, ai cam ia una dintre prerogativele în inițiale pe care le avea în Constituție. Guvernul, ce, da. guvernul federal. Adică în Constituția <laughs> inițială le-a fost dat acest drept. ca să pună. Să ha. pună, da. Păi să le să pună? Taxe, Taxe pe importuri și interstatale. Tra la tralala. Bun. Ce zice aici? un sfert care se opune e chestia aia. Fără deficit nu are? Trebuie, trebuie să fie aia. că e... asta e cum e un mecanism ăsta, cum să se ia hotărâri oh, și ce poți o ia, o minoritate ui ui slabă, nu? Da. Ceva de genul dacă un sfert... Da. Aia cu deficitul. 3% și UE-o da. are. Dacă un, sfert. dacă un sfert trebuie trebuie. cere veto, trebuie. Dacă un sfert din populație cere veto asupra unei reglementări, reglementarea fiind o prerogativă executivă a președintelui, mm -hmm. deci e cumva un cec asupra puterii reglementate, executive, mm -hmm. un sfert din parlamentari poate să spună noi nu vrem asta și atunci să fie trecută prin cele două camere și votat cu o majoritate. Practic. Mare. Practic o mai mare putere, dar mă rog. Da, dacă este guvernul asta din punct de vedere libertarial okay. e un detaliu da, sau... Parlamentul față de guvern să fie o balanță mai mai cum? un sfert, mai, mai pro-parlament mai pro pro crește niște puteri unei minorități deci dacă ai chiar 25% de unii nu, care nu, zic nu, nu, crește puterea parlamentului, crește puterea parlamentului pentru că în continuare, legamentarea poate să treacă, atâta da. vreme cât atât președintele are o majoritate asigurată atât în cameră cât și în senat. Aia din puteri președinte? Doar că ea din puteri președinte, lui, da. A, oricum, oricare <laughs> poate abuza de... Păi asta zic, că nu e mare brânză. Limită la buget? Da, limită, limită constituțională la buget. Avem discuția asta și la nivel de UE. Cum se întâmplă. Uh, și... Vă cu două treimi pentru cheltuieli mari? Pentru cheltuieli... Nu, pentru toate cheltuielile guvernului federal mm -hmm. și trei cincimi uh, pentru cheltuielile branșelor legislative ale guvernelor statale. Bă, se schimbă, nu mai e majoritate, <laughs> da. e majoritate mai niște tare. optimizări din e? astea, domne, hai faceți un pic mai așa. Pe, din punctul ăsta de vedere, dacă ai o țară care este în care majoritatea e mică, uite, de exemplu, cum e în Senat, era ceva de genul un vot da, da, sau două voturi, îți asigură mai mult echilibru, știi? Dar bă, asta nu înseamnă că nu poți să dai peste o alegere de genul cum a fost în Ungaria, da, în care fide și a luat 66% din voturi și a, și a putut să facă ce a vrut cu toate prevederile constituționale existente deja care semănau în ideea. Da, vrei să treci chestii libertariene și n-ai majoritate. Aprobare de două treimi ca să ai buget deficitar. Să, da, să crească. Așa și... Tot la fel, aprobare de două treimi pentru impuneri de costuri Asupra firmelor private, din punere de cheltuiele asupra firmelor private, iar funcția Fed-ului să fie reglementată cum e Banca noastră Națională cu predispoziție spre stabilitate. Mă rog, la noi nu se spune chestia asta. Că banca, are, banca Națională are scopul de a menține stabilitatea monezii. eu oarecum o desprindem din practica de facto pe care, pe care o face. ei da? zic că Fed-ul ar trebui să aibă o monedă stabilă și dacă crește sau scade mai mult de nu știu cât la sută pe an, da, valoarea monezii... Să facă pușcărie, cum înceamenei Nu, să-și să dea demisia, să fie concediață automat. A, extraordinar da. ce a făcut la concedia. Da. Mai există și partea a patra, 12 elemente ale finanțelor personale. Astea nu au fost în cartea din română. Vă recomandăm să le luați din carte și citiți-le dacă acest lucru este de interes. Noi aici vorbim de principii și politici macro, așa că nu o să ne aplicăm asupra, aplicăm asupra lor și atâta pentru doar din cauza faptului că nu vreau să zic acel disclaimer, că noi Uf. nu suntem consultați financiari și așa mai departe. Da, exact. da, bravo. Noi o să le citim, să vedem și noi ce patru sunt pe acolo. Bun. Yeah. Episodul următor. Am galopat un pic până la final. Ne-am întins ceva cam mult aici, dar ne-am aprins la o discuție. Episodul okay. următor. Episodul 200. Vorbim despre filme, seriale, cărți, alte piese. piese, alte chestii din perspectivă libertariană. E ultima ocazie să ne scrieți în comentarii jos uh, recomandări despre filme despre care vreți să vorbim. Deja am primit uh, niște sugestii, o să ne ținem de ele pe măsura da. posibilului. Vale, o să le vad, adică. <laughs> Pentru Costel Stăvarache. Alexandru Chiriac, Valentin Berceanu, eu am fost Gabi Munteanu. Noi am Chie. fost în Dodi. Vă <laughs> rog libertate, că e bună decât toate.